Bună seara, oameni buni, și bine ați venit la Patra Putere. Timp de o oră și jumătate sunt în studio împreună cu primarul Ploieștiului, cu Andrei Volosevici, pentru a ne aduce aminte ce s-a întâmplat în acest an, să vedem care au fost cauzele, din moment ce efectele au fost atât de dramatice, după cum au fost descrise de anumiți proprietari de apartamente branșați la sistemul centralizată de termie. Suntem în luna 11 acestui an, luna 12 nu mai sunt foarte mari speranțe că se vor întâmpla minuni, atât în plan investițional cât și pe alte paliere ale atribuțiilor sau atributelor primarului. Așa că vom încerca să facem un pseudo-bilanț al anului 2022. Vă salut, bine ați venit, domnule. Vă salut, bine v-am găsit. Vă salut telespectatorii noastre. Ce frumos a început anul 2022 dintr-un punct de vedere. Adică eram într-adevăr semi-paralizați de efectele crizei sanitare, dar aveam un buget. Iar bugetul pe care îl estimați la acel moment și dumneavoastră și anumiți consilieri locali era foarte optimist. În sensul că se vorbea despre o sumă de undeva care ajungea la vreo 230 de milioane de euro. Foarte corect. În condițiile... Buget care este în continuare și a rămas pe ceea ce înseamnă investiții. Da, dar nu vedem banii, nu îi aveți în trezorie deocamdată. Sunt doar niște proiecte, niște studii, niște studii. Asta e diferența între noi și alții, domnul Visarion. Dar unde sunt banii? Că n-au venit. Sunt banii în continuare programe naționale sau fonduri europene, dar banii ăștia nu sunt aici. Numărul 1, bugetul nu se face pe banii din programele de afară. Nu, în februarie, când se proiecta bugetul și... Că avem un buget care înseamnă inclusiv împrumuturile pe care le avem în continuare. Bun, dar deocamdată dumneavoastră nu puteți opera acei bani. Ei sunt undeva, ori pe la București, pe la Compania Națională de Investiții, ori în programul Langhe Salini. După cum știți, CNI-ul l-a dat la PNRR. Nu, am fost la curent cu chestiile astea. Ce mai fac băieții pe la București? Mai mult sunt interesat de ce se întâmplă aici în plan local. Iar eu vă explic ce se întâmplă. Despre investiții, de niște investiții foarte ambițioase. Aduceți-vă aminte, numai despre refacerea totală a Bulevardului Independenței, tronsonul Poșta Angel Salini. Ni s-a Angel spus, Salini. Avem hârtie și ni s-a spus că nu este aprobat foarte proiectul. Foarte clar că este aprobat și că urmează ca în următorii 2 ani înapoi și că urmează ca, sau mă rog, în următorii 2 ani de zile să avem și bani. E în mai următorii 2 ani. Da. Nu, frate, nu știu, eu, pe bune, din noapte. Eu vorbesc pe hârtie. Eu nu vin cu hârtie. Hârtiile nu țin de foame. Hârtiile nu plătesc facturi. Nu. Am înțeles, și vina primarului este care? Nu, domnule, dar deci crezi că vă impute eu neapărat treaba asta? Vorbeam despre ce se proiecta. Eu vă spun exact ce se întâmplă. Și ce se angaja la începutul anului și vorbim acum despre faptul că suntem la jumătatea lunii a 11-a și nu văd acele lucrări în teren fizic. Oh, pentru că avem mult mai multe probleme. Ce probleme? Avansul la gaz. Ai, mamă. Ia, nu că ajungem acolo. Că ajungem. Aud politrucii. Suntem la începutul acestui an, în primul trimestru. Vreți să parcurgem deja, să ajungem la criza de termie? Hai să le luăm pe rând. Avem 90 de minute, n-au trecut decât... Păi, stați un pic așa, că la un moment dat trebuie să vorbim de realitatea bugetară, domnul... Bun. Nu, domnul Marius și Andrei. Cum vreți dumneavoastră, păi, domnule primar? Sau suntem. Volo, dacă vrei să ne tuturim. Fără mie probleme, da? Că ne știm de 20 de ani. Ideea este în felul următor. Noi avem... Am auzit politruși care îmi povestesc de faptul că nu e făcut corect bugetul. Păi în februarie 2022 nu știam că la un dat niște băieți care s-au aplaudat în Consiliul Local o să facă o societate care să susțină termia după ce am înființat un DADI pe care urmează să-l desfințăm, ADI Termie, da? O poezie jenantă făcută de Consiliul Județean. Nu fiți foarte tehnic. Oamenii care ne privesc trebuie să realizați lucrul ăsta. Nu știu ce înseamnă bucătăria sau cămara Consiliului Local sau executivului. Îmi pare rău, dar eu pot să vorbesc pe dacă lucrul ăsta. Dacă le explicați colovial ca să le înțeleagă toată lumea, este perfect. Fiindcă ce se întâmplă? De fapt, mai pe românește, dragi plăieșteni, unii au încercat să facă un ADI termie, au ținut o licitație și mă refer la cei din Consiliul Județean, a câștigat o firmă numită Termoficare Prahova într-un final, pentru că inițial a fost o asociere între două entități juridice și acum doresc să desințeze tot pentru că n-a făcut nimic. Mai pe românește, dragi ploieșteni, ca să fie foarte clar, noi ne încălzim în continuare cu CAF 2, cu un cazan. Cu un cazan care n-a fost niciodată defect. Deci nu există nicio logică pentru care din 4 august până în 18 octombrie, și voi susține lucrul ăsta, nu am avut apă caldă. Nu și ploieștenii n-au defecțiuni pe care le-a... Asta vă explic, noi ne încălzim cu el, nu e nicio defecțiune, au fost două defecțiuni minore pe care le-am reparat din mers și atenție, în momentul în care furnizam apă caldă și căldură, deci altă presiune. Sunt sincope în clipa asta în asigurarea unei călduri optime în apartamente, fiindcă sunt zone din oraș. Da, sunt sincope. Nordul. Nu? Nordul este cel cu problemele cele mai mari. De ce? Pentru că este capăt de linie.
Cum ne-am trezit în situația asta? Și nu există suficient de multă presiune? Sau nu e vorba de asta. Este pentru prima oară din 67, din câte am înțeles, când a fost golită instalația. Păpuezia, reparând capul, iar trebuie aceste instalații sau termoploiești ca să revin la presiune maximă. Marius, capul 2 nu ajunge. Avem și în momentul ăsta, și cine vrea să o recunoască, o recunoaște, și pe implicarea mea, zona 5, care înseamnă cazanul 5 și cu turbina 5. Deci de ce nu funcționează la capacitate maximă acest CET? Care este motivul? Sacetul? Nu sunt gaze, sacetul? Nu este apă, nu este presiune. Pentru că nu-i dat tot. Pentru că nu-i dat, Marius. Nu este? Dat de către CJ. Păi nu s-a predat pe patrimonial nici în clipa asta? S-a predat patrimonial capul 2, da? Și cu tagul. Păi de ce pe când, de ce pe 18, segment? Când un politruc numit Apostol recunoaște și spune, dom'le, atunci am luat ultimul sistem, adică Honeywell-ul, care poate pune în funcțiune apa caldă și căldura pe CAF 2. Din 4 august până pe 18 octombrie poate să sucească ei cum vor lucrurile, până orice presă a servită. Sunt cumpărate gazurile, este asigurată cantitatea necesară pentru aceasta? 7 milioane am dat ieri. Nu, este asigurată întreaga cantitate de gaze pentru... Nu are cum să fie întreaga cantitate, este asigurată întreaga cantitate în ce înseamnă noiembrie și așa. Doar și noiembrie. Sunt resurse financiare pentru a acoperi cantitatea nu de gaze? Nu avem soluție să fie altfel decât să fie. Bani de la guvern și alte surse, că oricum Consiliul Județean nu e interesat de lucrul ăsta. Bun, haideți să ne întoarcem la începutul acestui an când vorbeam despre niște investiții care ar fi modernizat Ploieștiul, ar mai fi poleit un pic aura sau nu, poleim. Am auzit și ieri discuția noastră cu directorul. Cu directoarea investiției. Da. Bun, ce era greșit în faptul că sunt nemulțumiți sau... Mai verificați un pic care e realitatea pe la Cluj și pe la Oradea. La Oradea? Da, dacă ne place să spunem că s-au făcut... lui Bolojan, da, eu pot să fac această analiză. Nu o faceți dumneavoastră. Bun, eu o fac ca cititor și ca previitor. Păi, ca cititor e una. Ia mai mergeți pe acolo și vedeți. Mă uit departe, nu știu, poate la vară. Hai să revenim. Au apărut încă de anul trecut niște disensiuni majore între dumneavoastră și PNL, respectiv Consiliul Local. Nu, au apărut Ploiești. Între mine și Robert Anastase și Iulian Dumitrescu. Deci Consiliul... Restul sunt, nu, Consiliul Local sunt, îmi pare rău să spun lucrul ăsta. Consiliul Local nu vă mai stă anexat alături. La contract, da. Deci Consiliul Local a venit la pachet, practic, cu decizia pe care a luat-o în biroul politic al partidului. Dacă nu sunt dați deci afară. Deci mandata de Consiliul exact. Local. Și de voie de nevoie trebuie să meargă cu șeful în clipa asta, chiar împotriva dumneavoastră. Da. Ca o paranteză. O să vă rog să vă gândiți că sunt din singurul... 2020, din Marius, scuză-mă că te rog, sunt singurul primar de reședință de județ care nu sunt... Care nu este cum? Nu sunt președintele organizației. Păi nu m-a chemat nimeni la nicio ședință. De acolo a început totul. Ce s-a întâmplat, domne? Că din momentul deranjez. În care un primar este rupt de organizație, nu mai se sprijină de Consiliul Local. Fiindcă legea administrației publice locale spune, în momentul în care un consilier local își pierde sprijinul politic din partea organizației respective, automat își pierde și mandatul. Foarte corect. Iar locul respectivului este luat de cel care se află în spate... Care de că este stand-by. Atent cu capul plecat și indiferent bun. Ce se întâmplă. Ce s-a întâmplat în acea ședință de birou municipal? Ați pierdut președinția acestui partid. Nu, n-am pierdut-o. Eu am avut 7 voturi. V-a fost luată, poftim. Nu, nu mi-a fost așa. Nu mai sunteți președinte, domnule. Nu mai ești președinte. Marius, n-am fost niciodată. N-am vrut. Doar cu amendamentul că vreau ca ceea ce înseamnă partea de administrație coordonată. Păi nu spuneai tu mai devreme că e singurul primar de reședință de județ, da. Fără să deții și președinția organizației municipale? Păi nici anterior n-am fost președinte. Dar cine era președintele partidului înainte să... Aș spune tovarășa și a zic doamna Roberta Anastase. Păi tot Roberta Anastase e președinte și acum, da. Nu? Și era de facto sau de... Păi era aleasă acolo, n-am avut o problemă și nu am. Pe mine mă interesează administrația. M-am săturat de politică până peste gât. Păi da, tu mai precizai faptul că nemai fiind șef al organizației municipale, automat... Și numai... aia nemai fiind, nu am fost, Marius. Bă, erați un lider moral, erai un lider moral, să spunem. S-a da? Terminat. Bun, în Consiliul Local, consilierii locali PNL-ului, colegii tăi de partid, unii dintre ei chiar fiind propuși de tine pe listă. Foarte corect. Foarte puțin. Foarte corect, numărul lor, da? Ei au ajuns Consiliul Local prin notorietatea ta și prin votul dat de Ploiești. Așa, și direct uitat. Și indirect. Wow. Nu mai contează. Până la urmă, treaba pe care o aveți voi, liberalii, foarte corect, nu noi. Eu sunt ploieștean și vreau să văd niște servicii de calitate și eu la fel, vreau să văd niște lucruri corecte. Și eu la fel, dar vreau să văd niște lucruri administrative corecte. Să nu fie sprijinit de propriul partid în deciziile manageriale. Ia ca să poate.
Păi și atunci cum îți vei duce mandatul până la capăt? Așa cum l-am dus și până acum. Păi cum l-ai dus că până acum? Că au existat destul de multe piedici. Că există piedici, să răspundă. Păi, da, cum să răspundă, decât da, moral. Da, vor răspunde. Nu vor răspunde decât moral. Poate Marius, sau... oamenii din Ploiești sunt mult prea deștepți. Toată lumea s-a prins ce s-a întâmplat cu criza apei albe. Criza apei calde. Deștepți așa cum e vestul, am o părere bună pentru față și respect pentru unii dintre ploieștenii, nu pentru toți ploieștenii nivelul. N-am cum să, că nu candidez și nu mă interesează acest aspect. Nu toți sunt deștepți, nu toți sunt cinstiți, nu toți sunt curați. Da? Au avut 3 luni de zile, n-au avut apă caldă. Foarte corect. Păi, și ei nu sunt în stradă să protesteze decât într-un număr foarte mic. Eu nu înțeleg chestia asta, explică-mi și mie. În momentul în care te doare ceva, îți exprim părerea. Pe Facebook, dacă o faci, nu se întâmplă mare lucru. Dacă ești, și dacă o faci în stradă, dacă se ești în stradă, nu știu, aduți aminte ce s-a întâmplat în urmă cu câțiva ani de zile, când în piața universității au ieșit 100.000 de oameni. Așa, și... Bine, că nu i-au adus conștiința sau bunul simț sau patriotismul, naționalismul curat și așa mai departe. I-au trimis niște băieți care au dirijat prin așa, telefon. Și... Bun, s-a schimbat ceva. A picat un guvern, a picat Dragnea, a fost arestat Dragnea, s-au întâmplat niște chestii. Nu, pe mine asta mă intrigă. Am un oraș poluat, cu un grad de poluare a aerului mult mai ridicat decât alte orașe. Întotdeauna va fi la fel. Nu, pe mine mă surprinde că oamenii nu mai ripostează. Nu, oamenii ripostează, dar în același timp și înțeleg. De ce înțelegi? Păi, nu înțeleg ei. Înțelegi blazarea lor și lipsa lor de manifestare? Nu, înțeleg ei. Noi n-am avut apă caldă, că nu a fost la primăria Ploiești niciodată sacetul. Parte din el, măcar. Tu realizezi cât de mult ai pierdut din punct de vedere, nu știu, al intenției de vot de pe urma acestui scandal? Da. Fiindcă oamenii și te identifică pe mint? Tine. Nu, oamenii te identifică pe tine. Bă, am înțeles, bă, și ar trebui primar, să mint. Vină cu fruntea sus, și cu pieptul înainte. Cu fruntea sus și cu pieptul înainte spun ce s-a întâmplat. Cine dorește să înțeleagă, înțelege. Și din ce în ce mai mulți au început să înțeleagă. Și recunosc asta și cu ajutorul unui politruc numit Apostol. E a doua oară când pomenești numele Apostol. Cine este Apostol? E vicepreședintele Consiliului Județean? Și de ce nu-i spui cu funcție, cu așa? Păi lumea să ghicească. Să spun ce. Să ce? Cine este Apostol? Vicepreședintele Consiliului Județean, dragi ploieșteni, care povestește, bun, pe lângă jigniri și restul. Asta ține de educația fiecare. Să politică, să vă și jigniți? Păi m-a făcut prost. Și trebuia să fiu și bărbat, nu știu. Na, mă rog. Ideea este așa. Nu mă interesează decât să avem apă caldă și căldură. Nu mă interesează decât ca ploieștenii să beneficieze de lucrul ăsta. Nu am încercat nimic altceva decât am chemat CEA-ul, i-am dat și la etajul 7 cameră, ca să țină ședințele să discutăm despre problemele lor. Le-am spus întotdeauna că n-au buget aprobat. Și am ajuns tot aici. Ce mă interesează este că în formula lor, habar n-am cum juridic corectă, să cumpărăm gazele, să plătim pensionarilor și oamenilor din Ploiești și celor care sunt în sistemul centralizat. Nu să vă dați seama cum în ziar pot să spun, da? A servit doamnei Anastasie și domnului Dumitrescu, adică observatorul brahovean, care ne scrie prin Mihai Popescu, care de fapt este Mișu Nicolae, patronul de acolo. Îmi povestește mie că eu cumva mi-am creat beneficiu, că știți că stau cu o cheie franceză în stânga și cu o cheie de 26 și pun parametri ca să-mi iasă pe K5 pe erou că în Cătălin unde locuiesc parametri normal. Păi dați seama ce dobitocenie asta. Dar nu știam chestia. Nu, vă spun eu, am luat. Oare primarul Ploieștiului are parametri normal la? Oare sunt de vină de... Trebuie să admiți că în oraș, în anumite zonele orașului, apa caldă nu este caldă. Dragule, eu admit lucrul ăsta și sunt de acord cu tine. Iar primăria dar Ploiești asta plătește, înseamnă... Dar tu plătești, atenție, nu plătești tu. Bugetul local plătește, practic, subvenția pentru o gigacalorie curată. Fiindcă... Nu, noi am dat avans pentru a se cumpăra gaze. Când niște sclipitori, și mă refer foarte elegant, vorbeau prin presă despre un buget incorrect făcut, mințeau jenant. A, dacă ține, nu mai e treaba. Până la urmă, fiecare ploieștean își face propria analiză. Ne întoarcem la chestia asta, fiindcă tot vorbești despre tot felul de entități obscure care orchestrează la un complot pentru pătarea numelui. Au orchestrat. De ce a apărut această ruptură pentru dintre că nu tine sunt și Robert Anastasie? Nu, nu. Robert Anastasie o ridici mult prea mult decât e.
Robert Anastase rămâne un om politic puternic. Foarte bine, să rămână acolo. Și Iulian Dumitrescu de asemenea, președinte, eu vorbesc sunt președinții organizațiilor. Perfect. Eu îți aduc aminte când că totuși... Când s-a întâmplat și care a fost cauza ruperii relațiilor dintre tine nu și ei? Nu sunt cu minte. Tu nu ești cu minte? Vingea, da. Cum ar trebui să manifeste? Nu știu care este varianta lor. Dragilor, încă o dată, dragi plăieștini, am dat 15 hectare de teren ca să facă un spital. Nu se va face niciodată, verificați, să nu mă credeți. Pe PNRR nu există nimic. Am dat 15 hectare de teren și încă nu am primit banii de la județ din 2.300.000, măcar 890.000. Te referi la pentru că nu au găsit codul IMA. Nu, mă refer la ce dorea să facă omul de la Călăraș. Consiliul Județean. Da. Adică. Și i-am dat. Bun, după care s-a ridicat a doua chestiune. Bă, eu ți-am luat teren, dar e 15 hectare, Marius. Vin la tine și spun, îl expropriez sau, mă rog, treaba mea, îl iau până Consiliul Local, că am ajuns să păzesc proiectul de Consiliul Local. Mi se pare ireal. Dar trăiesc lucrurile astea. Și ce am aici? Păi, ca investiție am făcut o fosă, da? Evident, făcută de SG-ul. Cât costă atât? Păi, noi ți-o plătim dacă faci fosă și în partea cealaltă. Păi bune? Păi poate eu, pe lângă banii de fosă din partea cealaltă din Mihai Bravo, unde am mutat pe piniera, mai pun și eu niște bani și facem canalizare ca să ajungem în secolul ăsta. Iar mie mi se cenzurează lucrul ăsta de către CJ. Oamenii din Consiliul Județean îmi povestesc că n-au avut codul IBAN, deși ne-au dat singurii bani în 2 ani de zile, 700.000 de lei. Și de asta n-au găsit să verse bani. Adică nu știau care este contul de trezorerie al municipiului Ploiești? Hai mă, pe bune. Păi, eu deci sunt realitatea, asta care, s-a răspuns. Orice ploieștean care face plata taxelor și impozitelor locale online, deci Marius, către trezorerie, ni s-a spus că găsești există... aceste informații da, pe site-ul primăriei. Da, dragule, este foarte corect ce spui. Ni s-a spus că nu știu codul IBAN, cei din CJ. Ce să vorbim mai mult decât cenzura? Nu am nevoie de ei. Eu nu știu cum vor decurge următorii 2 ani de mandat, cei pe care îi mai ai, aceste condiții politice. Nu, atenție, nu e vorba de perspective, Marius, de finanță. Marius, ne facem treaba. Fiindcă ceea ce spui și ceea ce spui un pic mai devreme, ostilitățile sunt încă deschise. Da, dragul. Între cele două... Dar în continuare noi ne facem treaba. Eu nu am mers cu rea credință să-i spun unui cea care îmi invocă Ordonanța 109 și articolul 45 spune noi nu ținem de tine de primar și nu vrem să venim ca aceea decât să răspundă, băieți, totuși trebuie să... Te rog, vorbește românește să înțeleagă ploieștenii. Ordonanța 109 decide ce se întâmplă cu anumiți funcționari. La nivelul societăților subordonate Consiliului Local, articolul 4 spune că ele sunt subordonate Consiliului Local, deci consiliere locale. Orice fel de bani cheltuit de acolo din taxele și impozitele noastre, dragi proieșteni, trebuie aprobat pe felii. Atâta e salariul, atâta e investiția, atâta e reparația, atâta e subvenția, așa, de către Consiliul Local. Nu e încă făcut. Și tot încerc să rezolv această problemă. Ai început să plătești subvențiile de la energie termică, fiindcă urmează să vină facturi la energie termică. Dragule, nu, urmează, asta este, Doamne ajută să urmeze. Noi încă nu avem contractele făcute și call center. Cu UAP-urile, cu astea, cu asociația de proprietari? Da. Nu sunt făcute contractele? Și nici cu... Și atunci în baza căror documente urmează să se factureze de către Termoploiești și către... Păi când nu ar prezenta vreodată Termo. Între 7.000... La ce preț se vor plăti aceste gigantori? Cele care sunt prevăzute de către asta, 620. 620. Și oricum sunt foarte mici. Nu, cât plătește Ploieștean, nu cât plătește 220 fără discuție, deci am făcut proiect. Deci Ploieștean Marius, proiectul l-am făcut după care a sărit repede, că doar atât știe să facă doamna Anastase. Da? Și a spus, a, ce ne bucurăm că primarul a mers pe mâna pe... Nu am mers pe nicio mână. Am făcut proiectul și am dat drumul la 220 de lei în acest sezon de iarnă. Da, acum, obiectiv vorbind, vă rog, am mai avut discuțiile astea și în primul tău mandat. Până când vor suporta consiliile locale aceste subvenții, adică un preț... Până când va decide Consiliul Local, Marius. Păi nu este efortul cam mare, adică gândește pe de-o parte că sunt vreo, nu știu, 80.000 de ploieșteni care locuiesc la case. Nu este o pledorie pro domo, nu este... Nu, este o chestiune corectă pe care o invoci și nu e prima oară. Sunt oameni foarte mulți în orașul ăsta care n-au posibilități materiale și care plătesc gazul.
Într-adevăr, plafona, neplafonat, făcând economii și mai departe. Cei care stau la bloc sunt împărțiți în săraci, bogați, mai puțin bogați, mai puțin săraci. Dar ei beneficiază universal pe tot teritoriul Ploieștiului, 55.000 de apartamente, de același preț subvenționat. Da. E corect sau nu e corect? Este moral sau nu este moral? Este mai puțin moral, ca să mă exprim elegant. Păi și până când se va merge? Că până în momentul în care Consiliul Local va decide altceva. Din taxele și impozitele noastre, ale tuturor ploieștenilor, mai mult ale agenților economici... Se fac drumuri, se fac cartiere... Exact, ar trebui făcute drumuri. Nu se plătesc subvenții... Sunt făcute drumuri, Marius. Nu i-a convenit și, apropo, ca mesaj public, îl rog pe domnul Dobre, pe doamna, domnul Prună și pe doamna Croitoru să tacă măcar din gură. Vis-a-vis de ce am găsit în primărie pe fonduri europene, cu pilon puși pe ceea ce înseamnă libertății pe calea ferată. Bine, apropo de libertății, se mai face această se face mare, dar se face... Există o lașitate și mi-asum ce spun a Consiliului Local vis-a-vis de lucrul ăsta. Și îți dau ultimul exemplu. Când spui Consiliul Local, ca și cum ai spune statul român, anumite părți, probabil, ale Consiliului Local. Cine a decis să proroge discuția despre tramvai? Habar n-am, nu știu. Consiliul Local. Pe Consiliul Local cine vor? Că sunt vreo cei câte 25, 27 când au fost. Sunt 27 de consilii Pun locali. Pun eu de acord cu tine și ei ce vrei să... Marius, hai, îți dau următoarea problemă. S-a ținut licitația de minister pentru tramvai. Da? A fost întârziată, s-a discutat în instanță, instanța a decis că trebuie să fie câștigător X. Da? Care îmi spune oficial și îmi trimite oficial graficul că poate să le aducă în 2024. Nu mai sunt eligibil. 160 de milioane de lei. Și întreb și eu Consiliul Local, bă, ce fac? Semnez contractul așa, dar atenție. Nu cu poezii, că am mai asistat și la ordonanța 15, vă ajutăm noi, nu. Am mai asistat și la ordonanța 64, vă ajutăm noi, nu. Și mă refer la guvern. În momentul ăsta, strict cum arată hârtiile, avem un grafic de livrare a tramvailor noi din Ploiești în 2024, deci neeligibile pe exercițiu financiar până în 2023. Adică 160 de milioane pe care, într-un fel, dacă le semnez, având în spate Consiliul Local... Da, tu nu mai ai în spate Consiliul Local. O decizie a Consiliului Local bună, înaltă, proastă, creață, un sus, în jos, da? Asta înseamnă. De tu referi strict la tramvaie. Noi până în 2024 am fi putut avea câte tramvaie noi? Păi dacă le făceam noi probabil 2, 3, 5, 7 și o luam așa ușor. Nu le facem noi. Și am ajuns tot acolo. Riscuri. Riscuri politice. Ce facem noi în momentul ăsta? Plătim autobuzele Dobre. Păi sunt bune și alea. Păi sunt bune, eu nu neg, da. Când ne lăudam pe la ora 18 după amiază... Alea sunt autobuzele de care beneficiază TC Ploiești, respectiv ploieștenii. Cum sunt și troleibuzele, nu? În capul căreia a picat plafonul unei doamne. N-am cumpărat, eu n-am verificat, eu le bănuiesc că vină să-ți garanție. Eu nu spuneam ție, ca ploieștean, plătitor de taxe și impozite. Ideea este până când mergem cu nivelul ăsta de subvenții foarte mare. Și de, apropo de moralitatea acestui gest. Nu se poate și este corect. Bun, este eu am propus la un moment dat să se modifice, să dea subvenție la gaz. Din, la gaz. Și atunci și tu care îți consumi în centrală. Nu e. Cineva care are X, care niște venituri în... care exact pot fi completate de ajutor pentru astea căldură. Sunt lucruri. Că nu este corect, nu este drept. Sunt 53-55 de mii de apartamente branșate la... Tu realizezi că e din ce în ce mai greu pentru o administrație să meargă să facă lucruri de genul ăsta și neapărat subvenții. Cât orice, tu realizezi că deja suntem pe transparență decizională vis-a-vis de taxe și impozite și păstrăm la fel ca anul trecut și eu. Cred că fiecare cunoaște cam cât au crescut prețul. Da, în unele orașe s-au dublat. Au mers, adică încercăm le-au dus la plafonul maxim. Să facem ce se poate cât mai bine. Se circulă pe drumurile din 2008-2012, poate să supere unii până leșine, tot asta e. Sigur, băi, sunt lucruri de îndreptat. N-ai cum să le faci în 2 ani de zile. Am avut 27 oficial de locuri de joacă desințate. Am făcut deja 14 și nici măcar pe banii noștri și mulțumesc sponsorilor pentru lucrul ăsta.
Da, asta e problema reală a Ploieștiului, locul de joacă pentru copii. Marius, o să vezi că da. Nu știu, cred că cea mai importantă problemă că în momentul în este care se ducă... mobilitatea urbană. Fiindcă, într-adevăr, numărul de mașini este de 10 ori mai mare față de 1995, să zicem. Nu știu exact, că n-am aceste cifre. Dar vedem care este aglomerația în anumite ori. Eu am o rugăminte și aș vrea să o fac alături de tine. Hai să mergem amândoi într-un moment aglomerat al zilei. Să plecăm de la gara de vest, să mergem pe Domnișor, după care să intrăm pe Sonder, să vedem cât facem la gara de sud. Nu vrei să vedem și pe Mărășești? Nu, să pic așa. Și după care o să vezi că este vorba de un minut în plus, maxim două, vis-a-vis de marele proiect de stradă cu acces gara de sud, gara de vest, Libertății. Libertății, da. Da? Unde acolo... Cu tot respectul, ești aici. Măi, Voră, Calotă, când era primar în al doilea mandat, vorbea despre această stradă a Libertății, care ar fi unit cele două gări. Băi, vorbim de anul 2007. Dumnezeule, au trecut câți? 15 ani de atunci. Nu, eu vorbesc de altceva. Mi se pare, vorbim despre prostie. Proiectul mi se pare o prostie de nedescris. Păi nu știu, fi sau nu fi prostie. Și mai e o treabă, Marius, și o să te rog să mă înțelegi. 64 și ordonanța 15-64 ne pune în postura să plătim 40% în plus. Noi. Păi s-au scopit materialul de construcție. Noi, fonduri neeligibile. Păi nu mai e 2%, dragule. Da, cât e? 40%. Păi asta s-a întâmplat și cu polul de creștere Ploiești Prahova, când nu au fost lucrările terminate la timp și depășind acele termene. Nu, au dat în 2016 sau... A trebuit la un loc de cofinanțare să merge pe finanțare totală. Da, dragule, motiv pentru care ce am făcut? Am plătit 23 de milioane de lei la Parcul Municipal Vest și să pregătește județul acum să-l ia. N-am vreun dubiu că probabil... Se pregătește. Nu poate face acest lucru fără votul Consiliului Local. A, am înțeles. Ok. Atunci hai să o pun mult mai clar. Au votat deja ei, urmează să votează și cei din Consiliul Local. Și ce intenție are Consiliul Județean? Mă întrebați, că poate va reuși să facă ce n-a reușit și primăria Ploiești acolo. Ce? Păi nu știu. Dar bănuiesc că... Tu știi, dacă ești, că ești pe infrastructură... Dacă vrei să faci chestia asta, bănuiesc că ai niște intenții. Da? De a construi, de a moderniza, de a dezvolta. Cu nu să iei ceva pur și simplu ca să distrugi. Eu, la asta mă gândesc. Te gândești greșit. Bun, ce urmează să fac Consiliul Județean acolo? Că din moment ce spui că ai Consiliul deja am niște lucruri, ne povestesc de proiect. Ce urmează să facă și pe cei 15 și dacă vor face hectare până la urmă? Marius, suntem în viața aici peste, dacă ai amabilitatea, de ce să peste plec de la premiza treia, că nu există, nu înțelegi că să fac doar SF-uri. A, și se plătesc aceste SF-uri. Atât. Păi și primăria plătește SF-uri. Da, dar care se și pun în practică. Oh, în ultimii 30 de ani, Dumnezeu, a fost, cred că, la SF-uri făcute de consiliile, de specialiștii cărora li s-au încredințat aceste SF-uri de către primăria Ploiești, încât până acum trebuia să arate citesc Ploieștiul în memorie, ca... Citesc în memorie, ar trebui ca Dobre, Croitoru și cu Prună să tacă din gură. Și aici m-am oprit. Tu mai ești prieten cu cineva prin primăria aia? Da. By the way. Da. Oamenii care lucrează, cu directori care lucrează. Există și directori care nu lucrează. Și surprinzător păi, nu lucrează. Păi, deci tu, nu, stai, stai un paradox. Deci tu, primar, șeful executivului, știi că anumite persoane în primărie nu lucrează, ba mai mult decât faptul că nu lucrează, lucrează împotriva ta, o persoană nu fizică. A mea, că nu e strada mea, drumul meu, parcul meu, locul de joacă în momentul în care un director din primărie nu face ceva, automat primarul suportă consecințele din punct de vedere politic și electoral. Foarte corect. Deci lucrează împotriva ta. Da. Asta am vrut să demonstrez. Bun. Da? De ce nu iei măsuri? Sau mâine care sunt legate? Nu, sunt comisii de disciplină unde se analizează colegii. Când au de comisii de disciplină, asta s-a întâmplat. Stai un pic, Marius, că nu poți să faci decât legal. Acum vreo 4 ani de zile au fost ridicate salariile, au crescut salariile celor din primărie și foarte bine că au crescut. Dar ideea este că eu am cerut atunci primarului Dobre să facă de urgență un audit extern, că așa este mai corect, pentru a vedea cum se poate valorifica mai eficient munca celor din primărie. Facem, domnule, audit. Nu s-a făcut nici până în ziua de astăzi un audit extern pe ceea ce înseamnă productivitate în aparatul. Marius, stau în fiecare zi acolo. Și practic fac și nu treaba de secretară. Păzești cumva directorul din primărie să-și facă treaba? Nu cred. Nu cred. Da? Ok. Vorbește lumea din primărie că pleci, nu de nebun, pleci noaptea prin oraș, verifici cum stadiul lucrărilor, verifici dacă se marchează, verifici dacă se repară. Dar nu poți să te, nu poți să fii ubicu, nu poți să te... Nu am variantă. Multiplici. Nu am nu mă multiplic, mai este un city delegare manager. Delegare de competență, nu ești delegarea de primară, competențe. Primar. Bă, uite, eu nu vreau să vorbesc despre lucruri. N-are rost, în momentul ăsta vorbim cum ne dezvoltăm. Hai să vorbim cum am ne dezvoltăm. Am delegat competența către viceprimar și m-am lămurit.
I-am explicat viceprimărițe că poate spune că am o problemă cu ea. Băi, nu ai buget. Cum s-au cheltuit banii dați acolo? Concret, cum s-au dat banii unde? Păi, s-au dus la Termo. Termo, ca să-i cheltuie, repet, pe felii, trebuie să aibă un buget aprobat de Consiliul Local, nu un proiect. Și revenim asupra acestei idei, că nu este votat acel buget către Termo Ploiești. Păi nu este votat, nu. Și cum funcționează acest... Habar n-am, că nimeni nu vrea să-mi povestească. Când întreb ce au, nu vine nimeni. Măi, Volo, nu ești portar la primărie, ești șef în primărie. Băi, ușor, dar sigur pare că da. Dar asta nu este în defavoarea mea. Nu e în defavoarea ploieștenilor. Da. Și nimeni nu înțelege. Știi care e paradoxul? Era un sondaj de opinie zilele trecute făcut de nu știu ce sociologi în București. Apropo de mandatele celor doi primari, Clotilde Armand și Nicușor Dan, care, într-un mai multe puncte de vedere, sunt catastrofice până acest moment și există și alte suspiciuni rezonabile, după cum spuneam. În acel sondaj, ei se bucură în continuare de 20% dintre voturi de încredere. Da? Și ce ți se pare? Mă întreb, în momentul acesta în Ploiești, unde? Deci tu ai câștigat lejer aceste alegeri. Cu partid, fără partid, ai fi câștigat. Ai ajutat și pe alții să ajungă niște poziții cheie al acestui județ. Din nefericire. În momentul ăsta, Volo, eu te văd sub 25% în sondaje, mai ales după criza apei calde. Dacă este să privim pragmatic și cât se poate... Foarte pragmatic și așa, în același timp, eu știu și ploieștenii. Îi cunoști personal pe mulți dintre ei, probabil, nu? Și știu despre ce este vorba. Oamenii ușor, dar sigur... Oamenii ușor, te mai preferă, te mai iubesc după ce s-a întâmplat Habar în această toamnă? Nu, asta contează. Problema mea este simplă, Marius. 4 ani de zile, trebuie să răspund de ce se întâmplă în oraș. Și o să vedem după. Când mie îmi vorbesc cu oameni despre ce au făcut ei în administrația locală și eu am cifrele... Deci vrei să mergi în 2024 mai departe, să-ți continui niște proiecte, da, și eventual... Nu pot, să nu e regulă. Ca să nu... candidezi ai nevoie de un partid. Trebuie să fim foarte sinceri și să realizăm faptul că nu poți să câștigi alegerile fără un sprijin logistic și... Nu ar fi rău de unul serios. Hmm? Nu ar fi rău să am... N-ar fi rău să ai susținerea acestui partid. Bun. Unui partid se... Excludem PNL-ul în acest moment. Este evident că acest lucru nu se mai poate întâmpla. Mai un pic și mă dau și afară. Na. Păi dacă te dau afară, nu-ți pierzi mandatul. Numai dacă îți dai demisia. N-are legătură cu pierdut mandat să rezolvi. Doar, pur și simplu, se face o analiză pe un memoriu care a fost trimis de către biroul permanent local. Ai fost chemat în judecată de către biroul permanent al partidului? Nu, n-am fost nimic, nici măcar nu știu memoriu. Te-a chemat în poziție de drepție acolo? Nu, nu, nici măcar nu știu memoriu. Păi nu m-a chemat nimic. A, deci s-a făcut un memoriu împotriva ta, care s-a trimis la biroul permanent județean și eu nu știu despre ce-i vorba. Și l-am cerut și apoi, ok, poate aveți voi dreptate. Poate voi aveți dreptate și nu am eu. Spuneți și mie despre ce e vorba, ca în momentul în care merg, pentru că vreau să merg, și eu nu sunt un laș pe tema asta, să vorbesc, să știu și eu de ce mă apăr. Nu mi-l dă nimeni. Ba mai mult, membrii din birou permanent local, e bine, viceprimarul aici, și restul... Aici să dai din casă. Nu, eu revin asupra acestei idei. În 2024 nu e foarte departe. Mai suntem la jumatea mandatului. Ești la jumatea mandatului. Încă o dată, alegerile, practic, încep cel puțin 6 luni de zile. Da? Mai mult. Poate chiar mai mult. Pregătirea acestei precampanii. Ai nevoie de oameni. Nu sunt foarte multe variante. Cu USR-ul nu cred că te vei da în bărci, fiindcă USR-ul nu se știe dacă va mai intra în Consiliul Local peste 2 ani de zile. Mai rămân cine? PSD-ul și PMP-ul. PMP-ul nu este acum în Consiliul. Bun, care e varianta? Varianta este doar PSD-ul. Nu știu, Marius. Varianta mea este aceea. Deci ca... îți vei da, să înțeleg că îți vei da demisia cu câteva săptămâni înainte de epuizarea mandatului. Eu nu dau demisia de nicăieri. Din partid? Aștept cu nerăbdare ca unii să vină și public. Liberali, să adică să te dea afară din partid să oficial. Să stea de vorbă cu mine, să-mi spună, băi, uite, ai greșit asta și așa. Nu, că și asta este o oarecare... Tu nu vezi că e o întreagă lucrare vis-a-vis de mine? O vede oricine și tu ești un om cu experiență. Nu vreau să-mi dau cu deci cu părerea. Am înțeles, nu, dar atunci la voi eu în casă, spunem, că nu stau cu dar voi. Dar nu se întâmplă la mine în casă. Să ce faceți voi dar la nu partid. Nu se întâmplă la noi în casă, se întâmplă în orașul ăsta. Nu te supăra, se întâmplă în casa noastră. Hai să separăm administrația de ce politică. Ce să separăm? Avem 600 de euro containere mai puțin. Nu le știa Ganea? Ce nume? Nu le știa Ganea? Euro containerele, pubelele da. Pentru gunoi, nu? Da. Păi, nu sunt nici platforme cetățenești pentru... Ce vorbe? Dar unde sunt în loc de 2 să fie 6? Ce au cum au fost? Bun, și cine le-a furat cineva peste noapte? Nu le-a furat, nu le-a adus nimeni. Nu le-a adus cineva? Da. Era obligația? Am de un an și ceva
să mă duc să ridic și eu mânuța împuternicit de Consiliul Local. Tu te referi acum la activitatea ADI salubritate. Păi noi facem ADI-uri de lege. Tu știi cum e ADI-ul nou făcut pe transporturi? Noi punem tot patrimoniul. Ce am făcut? Noi ne-am înțeles cu Ariceștiu, am făcut un proiect și luăm 10 autobuze electrice și o să-i ajutăm și mulțumesc public. Primarului de acolo ADI transporturi, adică... Nu ADI. Acum facem un ADI transport. Probabil că într-un an o să-l desfințăm. Parteneriat. Nu poți să vorbești acum despre ADI transporturi. Deci pe parteneriat eu aduc 10 autobuze electrice. Bun, care vor asigura ce rută? Doiu și cu ieșire spre... Da, cu tot ce... Da. Nu vin să vă spun că nu o să înțeleg niciodată cum Dumnezeului am pus pe libertății autobuzele electrice pe proiectul vechi, în contextul care cred că e la mintea Cocoșului, că cea mai mare poluare o ai în centru. Cea mai mare nevoie. Și cea mai mare poluare o ai în centru. Și atunci duce acolo autobuzul. N-are rost să comentăm. Dar revenind, am reușit asta. Noi facem un ADI acum, pe care îl aplaudă foarte multă lume. Mare mirare să nu-l aplaude și domnul consilier Sârbu în Consiliul Local și domnul consilier Botez, că tot... paranteză, mergea pe futuring, știi, că e un termen nou. Atunci suntem interesanți dacă stăm la, mergem pe presă și spunem, deci după părerea mea, Voroseviciu ar trebui să facă pentru societate un futuring. Habar n-ai ce e ăla, fui, cum să dau banii înainte, pe gaz și tot așa. Futuring-ul este... Eu cred că astea tot sunt problemele voastre stricte. Nu sunt problemele noastre, sunt probleme. Ploieștinii nu le cunosc. Și ploieștinii nu vor să le știe până la urmă, vor să aibă ceea ce merită. Au. Nu. Apă caldă, vine cum vine. Uite ca o paranteză. Chiar discutam că sărim din una în alta, dar până la urmă sunt probleme de interes public. Activitatea Apanova. Toată cinstea pentru prestările de servicii are acestui operator. Dar sunt niște chestii care pe mine, cel care stă la curte, la casă, cum ar veni, pe cei de la blocul lui prea privește, fiindcă ăștia nu plătesc apă meteorică, pluvială și așa mai departe. E un aspect, e o formulă de calcul care nu este inventată de cei de la Apanova, este probabil consacrată de cei de la ANRSC, în urmă cu foarte mulți foarte ani de zile. Foarte corect, da. Bun. În momentul în care tu primești o cantitate, niște metri cub de apă potabilă, ăștia vin la contorul din curte, ăla se învârte, intră apa respectivă și tu plătești ulterior apa menajeră la un preț mult mai mic decât metrul cub de apă, într-o proporție nu știu cât, care s-ar deversa în canalizare. Fals! Știi ce fac cetățenii de la casă, Volo, că tu stai la bloc? Mai udă și gazonul, mai udă și florile. Înțelegi? Apa aia nu ajunge în canalizare. Nu ajunge în rețeaua de canalizare publică a orașului. Ea intră în pământ. Apa meteorică. Nu știu ce formulă de calcul au inventat băieții ăștia de la NRSC, că le convine foarte mult celor de la Apanova. Ai o suprafață de vreo 400 de metri de curte. Da? Ai amprenta casei de vreo 150 de metri, ai gazon și ai alee. Nu știu în ce măsură toată apa aia care îți pică ție în curte, pe iarbă, pe flori, pe brazi, pe ce ai tu în curte acolo, să ajunge din nou în rețeaua de canalizare a orașului, din moment ce plătești la niște prețuri mult mai mici decât metru cub de apă potabil. E, asta nu ne înțeleg și nu ne înțeleg foarte mult la casă. Bă, dar de ce plătim noi atâția bani operatorului de apă și canal din moment ce cifrele astea nu sunt reale? Pentru că asta ne spune legea. Asta ne spune prost legea. Făcut. Și dacă este o lege, trebuie prost să o respect făcut. Prost sau bună, nu? Ce scuze, pur și simplu. Aici nu cred că ca și deciziile Curții Constituționale. Nu mai respectăm nicio decizie, fiindcă sunt subiective că acolo servesc niște oameni, niște judecători. Dragule, punctul tău de vedere este foarte corect pe anumite lucruri. Îl împărtășesc. Dar nu poți noi să faci nimic, fiindcă legea asta este lege. Noi ne lovim de niște legi. Gândește-te, eu alerg după florarii care vând ilegal. Hai, mă, asta e marea problemă. Da, este marea problemă. Pentru că implicit se duce către cei care vin și își plătesc. Deci așa. Și vin și spun, mă, dacă eu plătesc și la mine nu mai vine clientul. Da, problema asta, Volo, e din 93-94. Nu e adevărat. De când e activitate pe platoul ale centrale. Nu e adevărat. Florarii care nu plătesc taxe și impozite sau către... Da, nu se făcea o acțiune de poliție, jandarmerie. Și venea poliția locală și... Ne. Poliția națională, dacă nu știu voi, nu era poliția vin locală. Vin toți. Da. Au confiscat. Acum nu mai poți. Nu mai poți confisca. Păi, nu de acum, e vorba de o perioadă destul de lungă. 2 ani de zile, da. Păi și... Păi poți da amenzi. Dacă nu confici marfa, dar poți da amenzi. Mă, Marius, tu ai impresia că cineva care nu are nimic pe... Părol, cum ar veni la primărie. Ce plătește interesează amendare? Care și-a plătit? Ca și prostituatele care sunt amendate și care au strâns... 5 miliarde are una. La finanță la Simona Domnicianu. 5 miliarde de lei? Da. Aia vechi. Da.
Adică 500 de mii. Seama cât a prestat fata aia? Da, nu știu cât a prestat, nu-i problema. Păi din moment ce și-a luat amendă, dacă sunt amendă de 5 miliarde, Dumnezeule. Bun, ok. Pă ce o execut? Ah, vedeți? Nu pot să spui că... Păi nu pot să spun că nu pot să spun, da. Bun, și atunci care sunt soluțiile pentru că acest comerț ilicit să... Soluțiile sunt să cineva să fie atent la ce se întâmplă. Poliția să ne locală? Mai asculte și până... Nu, poliția locală. A, guvernul. Spune nu guvernul, parlamentul. Predicat, parlamentul. Sunt parlamentari aici. Și s-a modificat vreo lege. Câte legi au fost modificate de parlamentarii prahoveni, atenție, la sugestiile UAT-urile prahoveni. Recunosc că-mi cer scuze, nu știu. Nu cred și atunci, eu nu știu. Cred că 30 de ani de televiziune nu am auzit doar vreun inițiator adică de lege. Adică discuția este care să-l văd în Parlamentul României să, nu știu, să aibă o interpelare, să aibă nu o oară de poziție. Nu sau în proiectele să zice. Da, uite, era primar Horia Toma și mi-a zis nu știu ce. Și ca atare a trebuit să creăm un, s-a creat un precedent, hai să creăm cadrul legal național, fiindcă în astfel de situații sunt toți primari din țară. Nu s-a întâmplat, domne. Sunt ăștia parlamentari care merg acolo pur și simplu. Semnează, se bucură practic de privilegii. Și sunt foarte atenți la deget. La degetul cui? Degetul liderului. A lui Iohannis. Nu, liderului. Păi eu ce-am zis? Păi nu, te uiți. A, liderului dacă de partid. Așa, așa, a, sau se așa? Face, se face chestia asta? Păi doar asta se face. Păi și înainte nu se vorbesc pe ba WhatsApp? Ba da, ești un ajutor de băgător de seamă, am fost în Senat. Aha. Și m-am lămurit. Și atunci noi ne batem cu lucrurile astea. Păi, Volo, dacă, drogul, domnule primar, ce dracu să alegi de orașul ăsta în condițiile astea în care parlamentarii sunt absenți? Orașul ăsta legile merge în legile bat hotărâre de consiliu local și contravin intereselor Marius, noastre. Marius, oricât de mult ne-am dorit, uite, orașul ăsta, vrei, nu vrei, îți place sau nu, și o chestie care îți place. Îmi place, că sunt ploieștean de face, 50 de ani, îți face seama. Trecerea odată de nu știu câți ani între ceea ce înseamnă Nordul și Albert și 23 august, mă rog. Băi, dar e mare lucru, să știi. Eu vorbesc de 12 ani despre chestia asta. Da, bun. Îl încercăm să-i și facem. În 95... Sunt oameni acolo, sunt oameni pe care o să-i respect toată viața. Cei care lucrează acum pe laboratorul lui? Cei, nu. Da? Pe lângă cei care... Cei din achiziții, cei de la judicuri, cei de la investiții. Economie. Nu, și achiziții, și investiții, și restul, da? Încercăm să facem. Ne spunea un reporter pe care respect foarte mult, de fapt un ziarist, mă refer la Raluca Eparu, domnule, hai să mergem și aici la Caraiman. Vom ajunge și acolo, că după cum la Caraiman. E vorba de modul în care arată intrările în blocuri și lucruri de genul ăsta. Ușor, dar sigur merge. Lucrurile se mișcă, dar se mișcă într-un context foarte urât. Mă, unii sunt pe cai mari și nu avem niște ponei bătrâni între picioare. Volo. Trebuie să admiți chestia asta. Fiindcă cine vedem modelul, nu știu, am auzit chiar aseară un podcast pe evenimentul zilei, era lăudată Olguța, primărița din Craiova, care a reușit să facă, să descopere, să aducă niște oameni competenți, să miște lucrurile pe acolo. Asta spuneau Mirel Curea și cu Robert Turcescu. Doriți să fac și eu n-am mai fost. Nu mă, frate, vreau să se întâmple ceva frumos și bun. Nu, merge și vedeți ăsta. Ce se întâmplă. Da, n-ai fost, adică n-ați fost în stare în 2 ani de zile, Volo, să refaceți cele două pasaje subteran din bariera București. Nici n-avem de ce. De ce? Pentru că din punctul meu de vedere sunt o prostie. Pentru că te oprești la nivel de asta, nu s-a făcut un studiu de circulație. Și te oprești de lucrul ăsta la trecerea de pietoni de la Rob Petrol. Wow, ce ai rezolvat. Mă, nu știu, atunci de ce s-a luat în calcul? S-au făcut niște studii. Păi mă întrebați, s-au făcut niște studii de fezabilitate? Au fost cheltuiți niște bani? Păi nu, nu, niște bani au fost cheltuiți. Și atunci de ce dracu mai cheltuim bani dacă eu sunt o prostie? Păi Marius, asta încerc să fac. Eu vreau să fac fonduri europene. Dar vreau să fac fonduri europene care să producă și efect. Dacă merg de la vest la sud, așa cum suntem acum, facem 12 minute. Dacă merg pe o șoseaua de mare viteză, care a fost proiectată greșit, fac 10. Wow. Atunci, pe altă chestie deșteaptă. Sincronizează inteligența semafoarele, arterele astea principale. Aia e altă treabă, dar revenind, tot așa ajungem. Facem pasajele subteran, deci trecem de primul, oricum trecem. De ce trecem? Eu nu fac naveta la București, Volo. Cum cei fac, care, nu fac, știu, naveta la București, cei care fac naveta la București, da? Știu foarte clar că au poliția locală în fiecare centura dimineață. Este plină, acolo este... Ascultă-mă, în fiecare... Poliția locală, de multe ori, sau poliția națională, de multe ori întârzie lucrurile, nu le catalizează. Totuși, lumea spune și o să te rog să vezi comentarii pe tema asta, sunt acolo în momentul în care se pleacă spre București. Dar dacă eu fac pasajele și închid acolo, eu, nu eu, că ai nu sunt eu buricul pe pământ. Adică, da? Păi Comisia de Circulație din subordinea Consiliului Local, da? Și cum să o modifici? Apărăm, nu știu.
Oamenii se plâng că există ambuteiaje la orele de trafic de intens de dimineață. Bă, oamenilor, să existe întotdeauna și o să vă spun de ce. Pentru că, slavă Domnului, suntem un oraș foarte puternic la nivel... Da, de unde pleacă oamenii la București să muncească. Pleacă și la... Și plătesc tot acolo taxe și impozite. Marius. Volo, uite, asta era o lege despre care noi vorbeam în... Nu, Marius, vrei o lege despre care vorbim și uite, de exemplu, am vorbit cu Mircea. Care Mircea? Cozma. Cel bătrân. Tema asta de hă. De ce nu ne dau exact pe sistemul federalizare? Ei... S-a făcut federalizat, adică nu. S-a vorbit despre chestia asta în urmă cu vreo 10-15 ani de zile, apropo de aportul fiecare județ. Dar nu se va întâmpla, fiindcă există un dezechilibru și tu știi nu foarte există, bine. Nu există, dragule. Mare între județele din România. Sunt mare să avem de două ori mai mult, de două ori mai mult bugetele, și CJ-ul și CL-ul din Ploiești. Față de ce perioadă? Dacă am dat 50% din bani și restul ar merge să-i stabilească guvernul. Și noi dăm mai mult acum, în clipa asta? Noi ridicăm mâna, poate primim. Nu, uite o idee foarte bună despre care noi am discutat, dar care nu s-a pus în practică. Noi avem peste 20.000 de ploieșteni care pleacă din oraș în fiecare zi, sunt angajați la București sau în altă parte, da. Unde așa. Taxele, fiscalitatea pe salariul respectiv, prin lege, nu ar putea fi modificată ca să vină la unitatea de reședință? Și dacă fiindcă nu care, îmi cer scuze, dacă nu care de infrastructură, de servicii medicale, de servicii educației, așa, pe rază localității. Și cei care lucrează în Ploiești tot la București le duc dragul. Că nu sunt așa foarte mulți în raport cu Bucureștiul, cu cei care pleacă la București. Te referi la parcul industrial? Wow! Păi, mă refer la ce înseamnă la tot. Și atunci e aceea situație. Când vorbeam de federalizare, asta spuneam, mă, 40%, 45% și a Prahova și Ploieștiul și județul. Păi și rămân, vă garantez că e de două ori mai mare. Ministerele fără bugete. Nu rămân, restul de acolo. Să ia și Călărașul, un pic rău fiind. Ce mai mici județe din România, no, Călărașul un și... Un pic rău fiind. Și Giurgiu. E simplu. Și atunci faci infrastructură. Atunci ai ce să faci. Atunci poți să vii să spui niște lucruri. Iar sunt probleme, nimeni nu le gândește așa. Marius, avem pe Salinii bulevardul și cele două pasaje. Da? Păi, care oficial. Pasaje? Le mai faci pasaje sau nu le mai faci? Păi le fac că sunt pe Salinii. Problema este așa. Păi nu ai spus că din punctul tău de vedere nu le mai vezi utile. Sau nu le vezi utile, fiindcă deznozi nodul acolo, dar înnozi un pic mai acolo în giratoriul. Nu, vreau să iau în spatele Rompetrolului, o să facem o centură. Să desfințăm... Păi asta s-a întâmplat și cu vestitul pod de lemn, dacă îți aduci aminte, care toată lumea spera că va prelua o parte din traficul și s-a întâmplat până aia. Ai văzut? Bun, am aceeași opinie. Revenind. Cred foarte mult că niște lucruri se pot face așa. Dar în momentul în care încep niște construcții de genul ăsta, stai și te întrebi. Încurc 20.000 de ploieșteni două luni, pentru că tu îți dai seama ce înseamnă să lucrezi la pasaje și la bulevard. Da. Le fac pe rând, îi duc în partea cealaltă și nu, fac... Nu, pe unde deviezi? Pe Bobâlna. Și mă gândeam la Bobâlna să fie sens unic. Și să se meargă pe podul de lemn. Și să trimis acolo. Și să se iasă după, da. Însă chiar așa, că toată lumea... Bă, adică să se iasă practic unde? Să se iasă unde? Pe strada Rafinoilor? Pe unde? Cum se numește strada aia? Nu, să se iasă până pe... Rompetrol. Da. Păi da, Bulevardul Petrolului... Industriei Bulevardul Petrolului... Bulevardul Petrolului nu, că ăla este până acolo, se iese pe, exact pe unde este sediul 2 de la Compet. Nu, va fi un ambuteaj în nenorocire. Bun, și atunci varianta a doua. Mai întâi încurc pe ploieșteni 20.000 la număr, cum estimezi tu, pe bulevard. Și unde lucrăm pe bandă. Da, unde lucrăm pe bandă. Vedem cu troleul ce facem pe partea cealaltă. Te referi la Bulevardul Independenței, Gara de Sud, poștă, partide, poștă. Poștă. Și cum crezi că se va lucra atunci? Păi asta spun, că sunt niște discuții. Că noi ne-am acertat pe tema asta a închiderii bulevardului în weekend. Și ziceai că nu sunt eu vizionar, că acolo e așa și frumos peste toată lumea. Păi, dar n-am alternative foarte mari volo. Eminescu, HD-ul, sunt înguste. Bobâlna și Democrației pentru traficul, transportul în comun, e nevoios, e dificil,
Da, Marius, dar la un moment dat trebuie să lucrăm acolo. Pentru cei ca să închideți voi bulevardul sâmbătă sau duminica, ca să facem să refacem bulevard de medieval și cu târg da, de gastronomie. Și doi, avem parcul municipal. Nu există, nu există. Ai parcul municipal vest. Ai sala sportului Olimpia, un parc foarte mișto. O să vedem cât mai am parcul municipal vest. Bine, câtul mai e. Cu 23 da, de milioane plătiți de banii tăi. La sala sporturilor. Da, Victoria, sau cum se numește. Da? De ce nu organizezi acolo târgurile? De ce nu organizezi? Apropo, unde face orșelul copiilor? La Mama Dracula, hipodrom? Aia e mama dracului? E la... Mai puțin și îl faci la Strehaia. Nu, îl fac în Ploiești la hipodrom. Bun, și de ce nu le faci la sala sporturilor Volo? Pentru că este insuficient. Insuficient de mare? Insuficient de spațiu pentru ce se întâmplă acolo. La sala sportului este insuficient? Da. Păi nu știu ce se va întâmpla anul ăsta. Atât de mare o este cerea de suprafață? Da. Da, o să vedeți. Adică ceva grandios, numai țigănia aia care a fost de obicei în centru. O să vedeți și atunci stabilești tu foamei. Lucrul ăsta, da. M-aș mira. Dar în sfârșit, hai să nu mai fiu șeptic de serviciu. Să... Și îți mai spun un lucru, parcul foamei n-am cum. De ce este singurul loc în oraș? Nu, aia a fost... Nu, este singurul loc în oraș din care poți da artificii. Vor fi artificii. Acolo? Da. La hipodrom? Nu, vor fi artificii de 1 decembrie în centrul orașului, singura locație fiind parcul foamei, cum știm noi. Așa adic... se spune generic. Da, este da, parcul Tomas Ocolescu, să-i spunem. Exact. Da, sunt lucruri corect. Care se întâmplă. Sigur că unii, nu tu, nu doresc să vorbească despre ele. Știți, am reînceput de mai bine de 6 luni de zile programul de analize gratuite, un set de analize gratuite pentru pensionari. 150 la număr în fiecare lună. Nu sunt multe, dar e ceva. Le facem revelionul pensionar. De ce? Până la urmă sunt bunicii noștri. Da? Sigur că nu o să vorbească despre lucrul ăsta. Știi ce se întâmplă? Oamenii sunt obișnuiți să nu mai vorbească despre lucrurile normale ca fiind extraordinare. Nu sunt normale astea. Dar nici extraordinare nu sunt. Nu sunt nici extraordinare. Sunt lucruri firești. N-am cum să te laud pentru chestia asta. Dar adică, eu nu vreau să mă laud de nimeni. Al pensionarilor. Fac eu nu vreau să... Astea sunt lucruri pe care, în mod normal și firesc, un primar trebuie să le facă. În momentul în care faci un lucru extraordinar, nu știu, să spun și eu, bagi metrou de la gara de sud, la, e o prostie ce spun. Nu știu, o chestie, ceva ce nu s-a mai întâlnit. Nu că repar o stradă, pun o plombă, ca o paranteză. Am și o rugăminte. Vorbește cu cei de la investiții sau cu cine trebuie. De 2 ani de zile, în fața legii de servicii publice, da? Pe banda a treia, pe banda care face stânga, pe lângă poștă, e o dita mai groapă a Dumnezeului. Cred bun, întrebare. 40 de centimetri. Haideți să ne lămurim. A așa. Fost reparată unul, structura nu suportă nu lucrul ăsta. Nu a fost ăsta. Reparată, ascultă-mă. Acum lasă-mă și pe mine să te vorbesc. Normal, da? Da? Și ideea este în felul următor. În contextul în care știu că de la anul aștept să încep lucrările pe Angel Sanini, pe Bulevard, de la A la Z, care ar fi... Am logic? Două roabe de asfalt. Dă-le dracului că nu e vorba de lansarea rachetei Artemis 1 pe lună. E vorba de două groape. De, măcar, încă o dată, nu se... Te auto... deranjează la... Acum poți să fiu și un pic greu. La aia, te deranjează nu, la decapotabilă sau... Îți dai seama că mă deranjează și la mașină mare. Eu acolo trebuie să merg cu 3 km la oră ca să nu dau cu... Da, Marius, este adevărat. Pe cuvânt, mai crede-mă. Avem probleme uite, legate de demonstrat. Cea mai mare problemă în momentul ăsta... Cea mai mare problemă în momentul ăsta este cea legată de faptul că... lucrăm foarte mult pe avarii. Că în sectorul secundar al termiei sunt avarii în Ploiești în clipa da, asta? Foarte mult. Păi nu a fost modernizată această rețea, nu vorbeam niciodată. Noi. Cum să nu? A fost modernizată. A fost... Prin programul a finanțat de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare din 97 început. Oleu, au trecut o groază de ani. Păi da, dar cu sectorul primar nu s-au intrat în reparații capitale sau într-o revizie a acelei porțiuni de 14 km de 60 de ani. Da. Și de-aia sunt pierdere de 50%, poate chiar mai mare. 52%. Bă, 52%. CM50, CM52. Oh, oh. Da, pierderea la cine le plătește, Volo? Noi. Bugetul local, corect? Foarte corect. Că 600 și de lei... bugetul local. Păi nu, nu. Păi în primul rând bugetul local. Că ploieștenii plătesc 200 de lei pe gigacalorie, dar n-ai banii de bani. 220. Bine, mă, iar ne lucrăm la detalii. Potato, potato, ce să zic. Era bun, și aceste reparații nu puteau... n-aveai cum să le... identifici înainte de pornirea căldurii și apei calde din această toamnă. Marius târziu. S-a greșit foarte mult. S-a greșit? Da. A fost pentru prima oară și îmi spuneau oamenii care au experiență acolo și cu care vorbesc. Când s-a golit instalația, din 67 când a fost prima oară... 54 de ani, 55 de ani. Da.
Deci, practic, atunci, n-a mai existat strop care ai de apă presiune, în rețea, nu. Că de obicei era păsată, că se făceau reviziile. Cu tot felul de povești. Iar aș putea să fiu răutăcios. Poimul, proiectul pe Sacet și rețeaua primară făcută CJ. În limba română, te rog. Nu pricep în proiect chestiile astea. Proiect pe fond european pentru modernizarea și reparații la rețeaua primară și la Sacet, adică la instalațiile de la gaz, cu mare laudă făcută Consiliul Județean în decembrie 2021, la care nu s-a lucrat nimic. Poftim. La care nu s-a lucrat nimic. Adică acele revizii, reparații, modernizări nu s-au făcut, de fapt? Nu, era vorba de investiții. Nu s-a făcut nimic la nimic. Deci, Marius, încă o dată. Noi funcționăm, adică, Marius, practic, tu ești cetul un om Braz foarte... funcționează în continuare la parametrii de acum 50 de ani? Da. Dar sunt două aspecte pe care vreau să le invoc. Primul aspect este legat de faptul că la acum 50 de ani, acum cum vrei tu, CAF 2 mergea. Deci nu aveam de ce să nu avem apă caldă în oraș. Și poate că nu într-un mod răutăcios sau politic sau cum a fost interpretat. Am pus un tricou pe mine. Că acum ne gândim cum dăm drumul la TAG, care funcționează perfect. Ce e TAG-ul? Turbina e adusă turbina care pompează. Care pompează. Turbina în plus care ar putea să ajute la ceea ce înseamnă căldură și apă caldă, care funcționează din martie perfect. Că nu s-a întâmplat nimic, absolut nimic, la îmbunătățirea sistemului, la repararea lui sau la orice vreți, că nu exista și mi-o asum clar niciun fel de motiv pentru care să nu avem apă caldă în oraș. Păi, pe aia am lămurit-o până la urmă, că am înțeles că s-a oprit apa caldă sub pretextul necesității unei revizii, dar de fapt voia să forțeze mâna ordonatorului de credit, adică a primăriei Ploiești, pentru plata celor două facturi. Nu, ordonatorul de credit nu era primăria Ploiești. Dar cine era? Consiliul Județean. Licitația a fost ținută de Consiliul Județean, o să vă rog să rememorați și vă pun la banii dispoziție. Banii pentru subvenția la apă caldă, cine trebuia să-i plătească pe cele două facturi care nu aveau semnătura aditermie? Noi. Păi primăria Ploiești, despre sumele de două facturi au de vorba. Marius, e vorba de investiții serioase. Eu cer de o lună și ceva, din două în două zile, Consiliul Județean să-mi pună și mie la dispoziție proiectul Păpoim. Este clar că Păpoim nu o să-l facă până în 2023, dar măcar ajutându-mă cu proiectul, pot să fiu primul venit, primul servit pe ceea ce înseamnă următorul exercițiu financiar pe fonduri europene. De ce nu mi se pune la dispoziție Marius? Nu mi se pune la dispoziție Marius pentru că... Sunt niște întrebări retorice, mă întreb pe mine și pentru că spectatori. Nu, eu spun, nu mi se pune la dispoziție pentru că sunt probleme juridice. O putem eventual o vendetă personală în urma celor spuse de tine. Dintre tine și Iulian Dumitrescu, președintele Consiliului Județean. Nu, președintele Consiliul Județean Prahova, și al PNL Prahova, ca asta voia să precizez. Nu, ideea este că din cauza discuțiilor dintre tine și domnul președinte Iulian Dumitrescu, au de suferit ploieștenii. În ce sens? Din cauza păi mea? Din sensul că 3 luni și jumătate n-au avut apă caldă. Din cauza acestor dispute dintre voi doi. În ce sens? Păi cum adică în ce sens? Păi concret, Marius, în ce sens? Spune-mi și mie, uite, de față cu ploieștenii, spune și mie, de ce eu, care n-aveam nicio legătură cu nimeni, nu aveam patrimoniu, se putea da drumul la căldură, nu am dat eu apă caldă. Spune-mi și mie. Păi și nu este din cauza cetului dintre tine și domnul președinte Dumitrescu? Nu, este din cauza... Ai îmbrăcat, ce tricou ai îmbrăcat în urmă cu 3 luni de zile? De ce tricou ai îmbrăcat? Ce scria pe acel tricou? Foarte clar, dă drumul la apă caldă. Da. Bun. Deci era, practic, un mesaj pe care îl făceai public. Ca o paranteză, oameni, de ce să iasă mai, de ce să protesteze în stradă din moment ce tu te-ai îmbrăcat demonstrativ cu acel tricou în care arătai vinovatul în persoana președintelui Consiliului Județean? Problema așa, și este întrebarea că e care? Eu vreau să se normalizeze aceste relații, eu ca ploieștean, nu eu, Marius Visarion, fiindcă mi-aduc aminte câte mandate au trecut Dumnezeului din 95 de când sunt la presă, în televiziune, și am văzut că există o relativă armonie între Horia Toma, Hanganu, prefect, Petrescu, președintele Consiliului Județean. Nu o să accept niciodată. Calotă, primar. Nu o să accept niciodată Cosma public. Da. O chestiune pe care încerc să o sugerezi. Eu nu am o problemă cu domnul președinte. A, personal nu ai nicio problemă. Eu am o problemă. Decât că v-a certat la partid. Că ne-am certat că nu o să-i partid. Contează foarte puțin.
că nu mă bagă nimeni în seamă, nu-i problema mea. Nu leși nici dacă am sau nu vreo funcție. Eu mă interesează o funcționalitate și o funcționare normală, pe care n-am împiedicat-o niciodată nici 30 de secunde. Deja mă irită. Lucruri de genul, pentru că v-aș certa, eu nu m-am certat cu nimeni. Avea caful, funcționează, da. Dar dragi în caful. Păi nu, cu ăsta dăm căldură și acum. Putea să funcționeze, da. Puteam să dăm apă caldă, da. Care era problema cu mine? Păi noi suntem în 16 noiembrie, ploieștenii au apă caldă de 20 octombrie, de mai puțin 18 de zile, octombrie. Dar din 1 august noi n-am avut apă caldă, n-au avut apă caldă cei de la bloc, sub acest pretext al necesității unei revizii a instalațiilor tehnice, corect? Da, cu un patrimoniu în subordinea Consiliului Județean, recunoscut. Când ai aflat și când a aflat Consiliul Local că de fapt aceste instalații funcționau? Eu am aflat din prima, de-aia am portat. Cum adică din prima? Adică din prima. Eu, pe mine mă interesează ce se întâmplă cu Ploiești. În ciuda ce se întâmplă. Ies, nu, primar, mă iubește, nu, lumea n-are nicio relevanță pentru mine. Știam din prima că funcționează. Păi și de ce n-ai ieșit public să spui? Bă, păi am ieșit public, dar am ieșit public până nu funcționează, dar cineva nu vrea ca voi ploieștenii să aveți apă caldă. Mai clar decât tricoul pe care l-am purtat, ce e? Asta dracu de tricou pe care l-ai purtat la 2 luni și jumătate după intrarea. Nu e adevărat, dragule, l-am purtat la sfârșitul august. În încercare de a face ceva. Hai să... Astea sunt realitățile, putem să facem orice. Depășim criza apei calde, discutăm și despre alte chestii? Da, depășim criza altei apei calde, spunem la seară că vorbeam seara cu Mădălina Crăciun, directoarea de la investiții, despre cât de important este acest mic proiect pentru mobilitatea urbană care este stat laboratorului. Eu trec acolo cotidian, pe acolo cotidian și observ că se lucrează. Chiar nu văd utilajele abandonate. Nu, eu nu sunt mulțumit. Nu ești mulțumit. E foarte bine. Dacă nu ești tu mulțumit, înseamnă că nu e bine. Strada asta va lega Republicii de Cantacuzino. Asta înseamnă că toate utilajele grele, toate mașinile mari ale din parcul de pe poligonul, pe care le știu toți ploieștenii, vor fi deviate. Nu vor mai ieși în Republicii giratorii din față de la BES, respectiv să iasă către giratoriul care a fost și să iasă pe centură. Da. Vor ieși pe laboratorul direct în Cantacuzino, faza terminală. Vor intra în centură urcând... ducându-se unde... peste calea ferată, în stânga sau în dreapta. Bun. Când estimez că va fi gata, dar pe bune, după vorbe? Pe... adică vă gândim ce depinde este... depinde foarte mult de timp. Pe bune, toată structura, infrastructura subterană... uite că până la sfârșitul lui noiembrie mă uitam la prognoza asta dată, nu știu ce măsură este reală sau meteorologie, că nu vor fi temperaturi sub 0 grade noapte. Marius, trebuie să deviem niște rețele electrice. Ah, încă nu ați deviat acestele rețele? Că am văzut că sunt lucrurile acolo. Și real poți să pui asfaltul ca să dureze. Că atunci când toată lumea dădea din gură despre Volosevici care pune asfalt, nu știu când pune, încă în cartiere suntem pe asfaltul foarte bun pus de Volosevici. Deci eu nu o să permit vreodată ca acolo să... pe vremea ta asfalt... nu pus de tine, că acum ne umflăm și noi 2012. Da, 2008-2012 când ai avut acea campanie de asfaltare. Ce e în regulă este al meu, ce este în regulă este al altcuiva. Nu, ai spus că asfaltul pus de Volosevici. Da. Nu, ea e o figură de stil. E o figură de stil. În vremea mandatului tău, când ai stat cu Roma. În vremea mandatului meu, ia ca atare fraza, tot asta este. Cel puțin în sudul orașului, lumea și acum, din zona Jianu, dacă vreau ce aminte. Zău, da, e năchiță, da, malul roșu. Parcările înărbate care n-au fost recepționate, Volo. Îmi cer scuze. Da, e năchiță, da, malul roșu și nu vorbim de parcă înărbate. Mai rezistă asfaltul pe acolo? Ia mai verifică. Nu o să stau acum să umblu. Poate cine știe, să aș timp așa. Da, mă, asta n-am ce face, să confund. Iar parcările înărbate, parcările înărbate le țin în urmă și în momentul ăsta și este discuția. Dar cine ar trebui să le îngrijească apărat? Cine ar trebui să atundă buruia? SGU. SGU? Da. Păi nu le-au îngrijat cei de la SGU. Bun, o să-l cer pe SEM, cum se... nu, le-au îngrijat. Asta te întreb. Sunt vreo 47 de parcări, vor, ce mi-aduc aminte, nu? Da. Ele patrimoniul a fost cedat de către SGU? Normal. Păi nu cred. Bun, eu dacă eu spun dacă, ceva adică, și tu nu crezi, bun, e ok. Adică, la un moment Marius dat... Marius Isariu nu crede lucrul ăsta. Nu, sunt sceptic de serviciu și tot mai cred niciodată de multă vreme, știi foarte bine. Eu știam că este o problemă cu recepția acestor lucrări, da? Era Dan Ioniță, director la SGU în vremea respectivă, cel cu care mergeai dimineața la 3:30-4 prin oraș ca să controlezi niște chestii. Nu mai este director, acum este... sunt rezolvate adică, de mult. Ideea este, s-a făcut transferul ăsta patrimonial? Sunt rezolvate. Sunt rezolvate, bun. Da, deci SGU, practic, trebuie are ca atribut. Da, ca să retundă și mai e o problemă, cea mai mare, din punctul meu de vedere, de asta și sunt, mă rog, stilistic spus cu biciu pe
urbanism, pentru că noi putem să le scoatem. De multe ele nu mai sunt spații verzi. O categorie, da. Da, și putem să le scoatem ca să le punem o dată pentru totdeauna asta, să terminăm cu problema asta. În privința locurilor de parcare, Volo, că e un mare handicap și în acest oraș, ca peste tot în România. A crescut parcul auto fantastic, locurile de parcare nu au... Sunt etajatele. Cele trei nu, de mă refer la cele de la bloc. Se punea la un moment dat în discuție în Consiliul Local o idee, era vorba doar de idee, pentru ca cei de la bloc să își închirieze anual sau să li se concesioneze. La care s-a renunțat, Marius. Și de ce s-a renunțat? Foarte simplu, Marius. Pentru adică că dacă nu aveai nevoie de banii lor sau cum? Oh, Doamne ajută, am nevoie de banii lor. Dar în același timp... Este neconstituțional? Ce s-ar putea întâmpla? În același timp, Marius, dacă mă asculți un pic, am și obligația de a avea grijă de toată lumea și până la urmă nu-i la mine lucrul ăsta. Gândește că orice consilier local, dacă dorește, poate să meargă să pună proiectul pe ordinea de zi să-l voteze. Problema mea este următoarea. Când un pensionar care nu are, are o pensie pe care o are. Nu-și permite să plătească un milion pe an, dau un exemplu? Da. Nu-și permite să plătească? Da. Deci permite mașină și să bage nou, de 9 lei motorină? Da. În mașină sau de 8,50. Și în plus mai e o treabă. S-ar putea ca, elegant spus, domnul care face afaceri, să-și permită să-și ia trei locuri de parcare. Și să nu mai am parcare respectivă încă trei locuri sau mai mult de trei locuri. Dacă ăla are trei mașini la bloc acasă, are, nu știu, o soție și o fată de 20 de ani și toți au mașină, care e, mă, problema dacă îi dau omului respectiv locurile de parcare și el îmi plătește banii? Dacă Marius Visarion nu ar avea posibilitatea să-și parcheze undeva la bloc... Și a, exact în buza scării, nu? Nu, oriunde. Așa. Ce aș face cu mașina lui? El spune că nu are dreptul să aibă mașină. Și acum unde se parchează mașina la voră? Așa cum se parchează. Păi unde le parchează? Nu le parchează oricum lângă bloc sau pe undeva? Marius, în momentul apropiere? În care ai contract, tu creezi posibilitatea ca în orice clip omul să vină să-și parcheze. Deci, domnule Rima, am, să zicem, un bloc cu 40 de apartamente. Da. Să spunem că în 20 din apartamente există deținători de mașini. Da. Ei în clipa asta parchează nu într-un loc. Nu există în 40, îți garantez eu. Bun, ei parchează mașinile astea oricum în jurul blocurilor unde stau. Da. Da. Că nu cred că stau la vest și parchează la nu, unii își parchează mașinile și în alt loc. Și în alt loc. Bun. Și atunci cei care parchează oricum, de ce să nu le iau niște bani? Aparent încredințându-i că acele locuri de parcare le aparțin, foarte le simplu, pentru că Marius Visarion, și să plătească niște ascultă-mă, bani. Pentru că Marius Visarion pleacă în concediu. Când pleacă în concediu, neavând un contract, nu își ridică prostia aia care se pune pentru blocaj. Și locul lor rămâne blocat. Da. Și o lună de zile ia ca să creează un confort. În cazul în care îmi plătește, nu se mai poate lucrul ăsta. Marius, ăsta este orașul. Noi putem să facem... De ce încercăm să facem? Tu ai văzut câtă opoziție am avut ca să facem parcarea de la Hale? Păi nici acum n-ai făcut-o. Eu spun că este... Nici acum nu este făcută și nu o văd făcută, fiindcă nici măcar nu s-a demolat actualul sediu sau vechiul sediu al SSC Hale și Piețe. Asta e ultima problemă. Unu, doi... E ultima problemă asta? Da, este ultima. Demolarea? Da, și în partea cealaltă nu m-am vrut să demolez decât în momentul în care le pun oamenilor care sunt comerciali și care își plătesc taxe și impozite, ca să fie foarte clar. Când începem? Păi s-a terminat licitația. Când începem? E licitație, Marius. Perfect, dar nu te întreb, să nu te înțelegi, la sfârșitul anului. Când estimezi că mașinile vor putea fi parcate acolo? Marius, eu am un contract pe 4 ani de zile. Când acest crezi că? Mandat de 4 ani de zile mă va pune în postura să perezint cel puțin două parcări supraetajate. La Hale. Așa, doamne, care vin? Păi, ăsta e mandatul. Toată lumea ce crede? Poți face așa? În 2 ani nu se poate. Păi tocmai de aia vorbesc, că au trecut 2 ani. Mă gândeam că acum, până acum am fi terminat cu licitațiile, cu accesările acestor fonduri, iar în ultimii 2 ani de mandat un... să le fac la edificii. Marius, ești un om deștept, știi ce înseamnă să-ți iei avizul dacă de la curte? Dacă eram deștept, nu mai stăm aici. Nu spune asta. Bine, și nu-i frumos, corect, ești formator de opinie și ești un om foarte ok. Eu nu vreau să formez pe nimeni, fiecare să gândească cu propriul cap. Asta cu asta sunt de acord. Revenind totuși, știi ce înseamnă să-ți iei avizele de la culte? Că ești lângă o... Lângă ce mai ești acolo, mai Volo? Lângă halele centrale. Dă-le n-ai, că nu ești chiar lângă halele centrale. Dragule, am aviz de acolo, am luat aviz. Ai nevoie de aviz de la... Am și luat avizul de acolo, dar a durat ceva. E obligatoriu, ce să-i fac? În lucru de la Direcția de Sănătate Publică, ai luat avizul? Nu. Ai nevoie de aviz și de acolo? Am avut la un moment dat solicitare să am de la Direcția de Sănătate Publică aviz pentru că putea să polueze parcarea. Mi s-a părut ireal, am stat de vorbă cu doamna director actuală, care este un om zdravă la cap. Avizul ți-a fost cerut de fosta directoare, de fosta directoare. Da, exact.
și actuala directoare a înțeles. Bineînțeles, dar nu s-a pus problema. Încă o dată, am o altă relație cu actualul director de la DSP vis-a-vis de ce e acolo. Sunt lucruri care se fac, nu sunt ușoare de făcut. Primar, când va fi gata acea primare? Cu marjă de o... La sfârșitul anului viitor veți avea parcarea acolo. De zile. Două parcări. Două parcări, da. Deci e vorba de cea dealul cu piatră din Malul Roșu, aleea școlii și restul și cea de acolo. De la Hale. Câte mașini vor putea fi 160 parcate? La Hale, 300 și ceva în partea cealaltă. Și parcarea de la... va descongestiona, aia de la Hale și Piețe, va descongestiona zona respectivă. Acum, ce hai să gândim amândoi. Ce se întâmplă acolo, frate? Deci, e groaznic. Cel puțin, nu știu, cum se numește strada cu linia de tramvai? Coșbuc. Coșbuc, George Coșbuc, corect. Am avut eu... și Constanței și ce mai sunt, ce mai sunt acolo și erau Călin Cătălin. Dumnezeule, e nenorocire. Dar oamenii vor înțelege să parcheze în parcarea... Nu vor avea soluție decât asta. Pentru că eu merg pe sistemul, sigur că blochează și ridică. Da. A, nu are Marius Visarion unde să-și pună mașina? Scuză-mă, nu are unde să-și pună mașina? Băi, ok. Nu poți să-i cer să-și o țină în buzunar. Dar dacă are unde și nu se duce și blochează, atunci plătești. Nu, deci chestia asta cu blocarea și ridicarea chiar a funcționat. Adică pe partea asta coercitivă și cei care merg pe Republicii cotidian au remarcat faptul că până în spitalul de boli infecțioase și după aceea, deși erau instalate indicatoare de staționare, oprire interzisă, nu se respecta. Până când s-a intervenit. A făcut la un moment dat o secție a spitalului. Mai țineți minte? Sigur că țineți minte, am fost acolo. Și pompierii au întâmpinat niște greutăți și salvările și așa mai departe. Ați cineva a luat decizia, băi, gata, am fost mult prea permisiv. Și au început să blocheze roțile. Știți ce se întâmplă? Că se circulă acum pe trei benzi? Da. Chiar se poate circula pe trei benzi pe Republicii până... Marius, știu ce se întâmplă. Știu ce se întâmplă cu dubele. Da, pentru că se fac activități. Sigur că nu sunt date. Că nu sunt date. Asta e. Sunt eu mai rău și urât și negru și nu trebuie spus lucrul ăsta. Dar se întâmplă. Așa rău cum sunteți, ați reușit să vă logodiți anul ăsta. Da. Și cum este? Cum mi se pare viața în doi? Foarte ok. Cu gradul ăsta de ocupare. Foarte ok. Bazându-mă foarte mult pe înțelegerea, nu doar să mă logodesc, că sunt și căsătorit civil. Deci și cu luna civil. Da. Felicitări. Adică sunt foarte căsătorit juridic, urmează să, dar... Și un volo mic? Doamne ajută. Îmi doresc mai mult decât orice. Păi, lucrați, dați drumul la treabă. Am înțeles, o să fac lucrul ăsta. Bine, hai că mai avem încă 15 minute din această seară. O dăm mai în glumă, mai în serios. Sport mai faceți? Încerc foarte mult și să unde? Fac sport. Și când? Cinstit, m-am dus să verific și eu pista făcută la sala sportului. Că știți că se degradă. Aia a fost neîncertată atunci în mandatul respectiv, fiind eu făcând atletism și v-am reproșat faptul că ați făcut un stadion de fotbal modern, dar ți-a aruncat atletismul în obscuritate, luându-le micilor atleți și posibilitatea de a se antrena în Ploiești. Corect? Marius. Se întâmpla în 2011 când am avut discuția asta. Aia era o nenorocire de pistă pe zgură. Nenorocire de pistă a dat mulți campioni. A dat când funcționa corect. Eu nu acolo, mai funcționa. Acolo, aia m-a trimis bun, la București. Atunci, dacă vrei, alergăm, amudăm și uite și de facem. De ce n-ai făcut o alternativă? Fiindcă pe legea sportului nu poți să demolești ceva acolo dacă nu construiești a priori ceva. Încerc să-mi spui că am făcut-o fără aviz? Nu, că ai făcut-o. Pista aia nu poți să-mi spui mie că e o pistă de antrenament pentru atleții de performanță. Nu, este o pistă. E o pistă de amatori, Ivolo. Da. Ai o pistă pentru atleții amatori. Unde mai mult decât orice mi-a fost drag. Mișcare. Marius, unde mai mult decât orice mi-a fost drag ca pe la 4 dimineața să merg, țin minte atunci, cred că eram cu domnul consilier Aurelian Tudor și să văd niște domni 60-70 de ani care alergau pe pista aia ca să întrețină. Poate erau la furat și fugeau de poliție la ora aia. Da, sigur. La ora 4 dimineața? Da, la ora 4 dimineața. Am văzut oameni care la ora 4 dimineața, pe multifuncționalul pe care l-am primit sponsorizare, echipii, că n-am voie să spun ca firmă, dar se antrenau oameni. Acum am refăcut toată zona aia. Sunt un susținător. Vă rog, unde se antrenează atleții? Da. Cu Gusi și alți profesori de atletism? Merg la Zlagov sau la București, vă rog. Da. Păi nu e o rușine. Nu. E, că nu. Cum poți să spui așa ceva? Păi ți-am răspuns. Tu ești ploieștean. Toată lumea vine și spune, măi omule. Păi, un bazin modern în Ploiești ăsta faci și tu în mandatul ăsta? Un bazin modern în Ploieștiul ăsta. Că Vega, am înțeles că n-am mai fost pe la Vega de când eram mic, sincer să fiu.
Dar mai văd ce sunt rețelele de socializare. Vorbesc cu foștii notători de performanță. Știi și tu că au venit în audiență pe la tine. Nu, n-au venit pe la... N-au venit? Nu. Au venit pe la... În altă parte, a? Instituția primăriei. Așa. Unu, doi. Păi bun, hai să nu evităm. Performanța se face. Și... Performanța se face absolut susținută și la nivel de Znagov. Prin CSM, fără niciun ban, fără niciun fel de problemă. Adică notătorii ploieșteni pleacă la Znagov se... Ha. Antreneze. Da. Deci nu există vreo carență în această performanță. Unu, doi. Aștept cu nerăbdare să vină cineva care să spună că dacă îți pică tavanul în cap și în timp ce înnoată doi copilași sunt loviți de bucățile de tavan și ferească Dumnezeu ce se întâmplă, este absolut ok. Unu, doi, trei, pardon, ca să facem lucrul ăsta avem nevoie de un patrimoniu care să fie al nostru. Nu este al nostru, Marius. Vega nu are de desubt. Deci nicio șansă cu bazinele... Ba da, șansele cu bazinul sunt cele... De antrenament sau bazinele nu, bazinele didactice, bazinele. Unul dintre ele, deja cred că de undeva din martie va intra pe CNI în construcție la... La Compania Națională de Investiții, da, unde va intra la vest, la Parcul Municipal, adică bine, dacă la Consiliul Județean. Iar te lauzi cu ce nu va fi al tău? Dar nu mă laud. Că nu va fi al tău. Dar nu mă laud. Și nici al ploieștenilor. Și nici al rumașilor ploieștenilor. Va fi al Consiliului Județean. Exploatat de patrimonial de Consiliul Județean. Dacă deci, va dori Consiliul Județean. Unde mai faci mișcare? Unde mai jos mai bați mingea? Nu prea mai bat mingea. Unu și doi, cred că fac suficientă mișcare în fiecare dimineață până la 20. La cât trezești dimineața? 20, 3, 4, merg în primărie. Ești somniac sau ai ce se nu mi-e mult mai ce dormi atât de puțin? Nu mi-e... E suficient că dorm, mulțumită lui Dumnezeu, ăsta mi-e organismul. Și îmi citesc hârtiile cu calm și știu ce am de făcut a doua zi. A, că nu sună telefonul. Unu și în plus și văd dacă cineva mă minte sau nu. Cum, din punctul de vedere al sănătății, ai și tu 47? 6. 46, mulțumesc. Mulțumesc. Cum stai cu sănătatea? Ok. Atâta vreme că pot să fac lucrurile astea, sigur, fiecare mai are sincope. Stăteam și de vorbeam cu apropiații și sigur, vă pot spune, eu nici măcar n-am avut voie să am COVID. N-ai avut voie. Păi. Dar ai stat în izolare de vreo 3 ori, mi se pare. De 2 ori, dar asta înainte. Nu ai voie, pentru că nu ai voie, Marius. Să ai COVID. Marius, nu e vorba de acum COVID. Am înțeles că s-au cumpărat vaccinul iar. N-ai auzit și tu, te-ai uitat pe la televizor. Da, n-ai auzit și pe Rafila. Nu vreau să comentez despre lucrurile astea. Crezi că putem să ne confruntăm din nou cu niște Marius, restricții mi-am sanitare? Permis luxul, dacă pot spune așa, ca 2 zile, să-mi iau 2 zile de concediu. Și am fost plecat la Viena, unde m-am uitat la un moment dat intrând în metrou. Da, acolo erai plecat, auzeam da. În germană ceva. Da, și în momentul în care eram la metrou, m-am uitat la niște oameni, se uitau ciudat și le-am spus: băi, toată lumea are mască aici. Și da, este obligatoriu. La noi nu era obligatoriu. Unu, doi. În Viena, în momentul ăsta, este obligatoriu. Poate că este poluare. Bun, poate că este polar. Autoritățile sanitare nu au anunțat nimic din acest punct de vedere. Da, eu spun doar că totuși niște țări, și poți vorbești de Viena ca fintescine, că nu e coțofenești, da? Au niște măsuri pe care nimeni nu le comentează. Și la noi de ce nu se iau astfel de probabil măsuri? Că nu-i nevoie. Că este gradul de apăsare mult prea mare și că dacă ar interveni cu măsuri de restricții sanitare ar fi prea mult? Nu știu, în plus am păi stat nu știu, de... dar gândești. Și păi, tu la lucrurile, dar gândești. La ce să mă gândești? Am stat de că vorbă... Nu cred că te gândești mai la primărie. Mai te gândești la război în Ucraina, de vorbă... la ce se întâmplă corect. La summitul G20. Am stat de vorbă cu prietenii mei de acolo care mi-au spus să știi, uite, este o discuție foarte serioasă în momentul ăsta. La nivel de primărie, de ce înseamnă administrație în Viena, ca să avem plafonat consumul electric. Ah, cu cât s-a crescut, cu cât au crescut cheltuielile la primărie? Foarte... Ca ai spitale, ai școli, grădinițe? 2 ori liniștit. De 2 ori numai? De 2 ori liniștit. Păi... De 2 ori pentru că eficientizăm, Marius. Ce să eficientizezi că sunt societăți consumatori energofagi la primărie? Trebuie să admitem chestia asta. Stai un pic, adică... spitalele sunt simple. Adică acolo lucrurile clare, nu se face niciun rabat, că trebuie atât trebuie, vorbim păi de sănătate. S-au dublat. A fost 0,37, 0,35 kWh și eu nu cred că UAT-urile beneficiază niște plafonări mai joase decât IMM-urile sau persoanele dar în fizice. Același timp, dacă, și la mine s-a triplat. Dacă ai manageri cu adevărat manageri... Eu vorbeam și cu Mădălina ieri.
ai o resursă fantastică, aceste platforme ale blocurilor, care nu ți aparțin, aparțin asociațiilor de proprietari. Nu, dar cred că ar exista un parteneriat între primărie, consumatorul mare al acestui oraș și apartamentele din Ploiești, să pui aceste, dacă permite structura de rezistență a blocului, să pui fotovoltaice pe blocuri. Gândește cât, ce suprafață uriașă. Care sunt proprietăți private, deci dacă corect, se cere, putem să facem. Oamenii încercăm ar exploata facem la rândul energia verde produsă de acest oraș. Marius, logica noastră este ca în momentul ăsta discutăm cu doi investitor, de fapt un investitor care Lux, pare care va câștigat licitația. Nu, n-are legătură. N-are legătură cu 102. După părerea mea, singurele investiții serioase care se vor face. Și se vor face pentru că restul în construcții nu se bagă nimeni. Știi, toată lumea a comentat despre primăria nu investește, nu fonduri europene interzisate. Pentru că dacă primăria nu a fost în stare să-și creeze pașii ca să vină oamenii să liciteze, Râful vor scoate a treia oară ca și cartier. Râful? Da. Și îți dau un exemplu. Ce vrei să faci acolo? Păi este pe fond european. Păi nu vine nimic. Ce vrei să faci? Modernizare, canalizare, străzi, infrastructură. De ce sunt prețurile prea mici, cele pe care nu sunt și adaptate pe ordonanța. Sunt adaptate și nu vine nimic. De ce? Nu mai sunt constructori? Nu știu. Probabil de frică de ce se întâmplă. Păi, hai, da, una este să vii să spui, bă, primărie. Deci înțelegeai frica asta a antreprenorilor de a veni să lucreze cu bani publici? Marius nu se știe ce da? Se întâmplă. Când era DNA-ul, spaima, mai ții minte. Nu, Marius nu se știe ce se întâmplă. Nici măcar nu mai contează că la o procedură de genul ăsta, când îți vine cineva, păi ea păi, e singurul care zine, care ar putea să fie problemă. Și da, învinuiește primăria Municipiului Ploiești dacă, băi, n-ați reușit să faceți care de sarcini, să scoateți la licitație serios. L-am scos de 3-4 ori. Și spun eu ce se întâmplă. În afară de 101, 102 și câteva proiecte de genul Lux, ăsta... Nu am înțeles că a câștigat această licitație. Și când se va încheia faza asta de modernizare a iluminatului stradal pe cele două... Până la sfârșitul anului viitor? Da, da, da. Fără discuții. Și în ce constă modernizarea? Lămpi cu LED sau... Pe lângă faptul că de lămpi cu LED îngropăm orice în... Orice înseamnă cablu da, aerian. Exact. Pe directiva europeană din 2007. Da. După 15 ani. Da. În sfârșit. Cum a făcut Sinaia, practic, în integralitate. Bine, nu comparăm cele două orașe. Mă, nu, uite, eu am tot respect pentru Sinaia, dar hai să lăsăm un cartier din Ploiești versus... Că nu, Sinaia, practic, a fost atât de lăudată în ultimele zile. Foarte de către bine, cei am tot respectul. Au spus că a ajuns Sinaia una dintre cele mai frumoase stațiuni din țară, ci din Europa. Și asta e o chestie am foarte înțeles, mișto. Am înțeles, n-am vreo chestiune, nu comentez lucrul ăsta, dar... Mai ușor, nu? Mai ușor cu pianul păscări. Păi, neputând compara cele două problematici. Deloc. E foarte bine, îmi place, am văzut lucruri mai, mai plăcute sau mai puțin plăcute. Când vor exploda luminile ornamentale în oraș? Pe data de 5 ianuarie, 15. Înainte de Moșul Nicolae. Da. Înainte, adică asta se va întâmpla luni. Pe întâi vom avea o paradă frumoasă și mulțumesc celor care s-au implicat. Paradă militară. Și paradă militară, dar intenționăm să lăsăm cumva între zona... Exact. Unde se va petrece această paradă? Catedral în față. Mi-a fost explicat, nu știu, nu pot să contest și am mers pe varianta asta că onorul se dă întotdeauna pe dreapta. Și atunci tot ce înseamnă tehnică militară, că vorbim de poliție, de jandarmerie, de armată, va fi dispus cumva între trecerea de pietoni de la Parcul Foamei da. Și Erou Călin Cătălin, ca să poată intra pe Erou Călin Cătălin, că este suficientă și pentru ca oamenii să vizualizeze, să plimbă, să stea. Mă, tu vrei să stai în balcon acasă și să treacă parada pe la casă pe Erou Călin Cătălin? Nu, eu am apartamentul mult spre, mai spre linia de tramvai, deci bine, doar dacă am... Marius, tu glumești, dar eu am auzit diverse vorbi. Nu, dar deci... ai crit atât de mult încât nu mă știi nici măcar să zâmbești. Trebuie să admit chestia asta că al doilea mandat... Marius, am făcut 8 al doilea mandat pentru tine chiar este un calvar. Deci nu este un calvar, eu nu sunt genul de te cunosc din 2008, știai să zâmbești, erai mult mai relaxat. Mă răspund, dacă eu am auzit că mi-a făcut 8 locuri de parcare pentru mine pentru că am făcut sensul păi nicuieră pentru mine. Nu, n-am nici mașină. A. Dar am făcut 8 locuri de parcare, primarul și-a făcut 8 locuri de parcare. Și-ai pus interzis pe tronsonul ăla? Păi ăla, pe ăla, mi-a făcut, și acolo eu mi-am făcut 8 locuri, dar eu nu am mașină. Mută-te de acolo urgent. Bun, revenind că e foarte important, va fi o chestiune foarte frumoasă. De 1 decembrie, zici tu. De 1 decembrie, pe lângă parada și restul și vor rămâne mașinile acolo, sau mă rog, tot ce înseamnă
partea de structură militară, poliție, jandarmerie, vom avea și patru marmide cu fasole și cârnaș și restul. Cu hrana tradițională, da. Da, mie nu mi-e rușine, sunt român și sunt foarte mândru pe chestia asta. Măcar fierbe cum trebuie, ca să, că tot e poluat orașul. Unde faci revelionul? Ultima întrebare a acestei... În oraș. În oraș? Da. Prin oraș? Prin oraș. De Revelion vom avea niște activități foarte frumoase. Nu există spectacol în anul ăsta de Revelion? Sau? Va exista 21, 22, 23 spectacole înainte de Crăciun cu ceea ce înseamnă filarmonică și cu Casa Instituția de Cultură. Instituția de Suburnea Consiliului Local. Da, pe unde? 22 spectacole. Pe Rogărin Cătălin, nu unde locuiesc, între Palatul Culturii și Casa Albă Casa de Rămurim. Așa. Da? Tu la aia te referai, nu ajunge până în partea de parte spre Covriș Calzi. Nu. Bine, gata, m-am lămurit atunci. Da, bun. Și pe 23, la fel, filarmonica, din punctul meu de vedere... Subapreciată, cu mult. Deci pentru mine filarmonica și teatru nu am decât un singur lucru de spus și anume înclinări. Da. Deci fac performanță extraordinară oamenii ăștia. 21, 22, 23 sau 24. Așa până, și... După aceea, de anul nou. De anul nou vor fi artificii. Doar artificii fără... Doar artificii fără spectacol. Fără spectacol, cum se întâmplă și spune în anii ce, cu opulență. Logica este că oamenii după ce merg, văd artificiile, sărbătoresc, merg spre casă să se distreze în continuare. Cam asta a fost, dar un spectacol de artificii foarte frumos. Și revenind, chiar mă bucur și îți mulțumesc că am mers cu discuția către zona asta. Păi am zis să-ți mai descrețesc un pic fruntea. Ce se întâmplă la filarmonică, ce se întâmplă la teatru și într-o anumită măsură, ușor, dar sigur și la Casa de Cultură, nu beneficiați decât de respectul meu. Oamenii ăștia fac performanțe. Știi că unul respectul nu este suficient. Respectul se mai manifestă și în capitole bugetare în momentul în care se proiecte. Nu există vreo problemă în sensul. Nu există restricție. Și nici nu se pune problemă. Perfect, mă bucur. Pentru că nu sunt... Eu îți urez un sfârșit de an agreabil, cât mai puțin stresat. Nu ne mai vedem? Păi de ce? Că nu, vezi că e scânteie aproape de fiecare dată când ne vedem și nu vreau să-ți mai stric ziua. Nu, nici ție, nici plăieștinilor. Este cu drag. Oricum, în decembrie să lasă motoarele mai la așa, să mai scoți viteza. Nu. E treaba ta, eu vorbesc cu tine propriu. Marius, gândește-te, noi în decembrie, pentru că aici am fost un pic încurcați. Și revenind, dacă îmi permis, 10 să poți repara în decembrie ce n-ai făcut în 11 luni de zile, acum. Nu e vorba de reparat, e mult mai important. Ce? Este vorba de bugetul pentru gaze. Bugetul. Care înseamnă vreo 10 milioane de euro. Cât ai cheltuit pentru gazele pentru ultimele 5 milioane de euro în ultimele 20 de ani. Apă caldă și căldură? Da. Wow. Păi nu e prețul cam mare? Păi nu e prețul cam mare, e vorba la de gaz. La când l-ai cumpărat Dumnezeule? Nu l-am cumpărat eu. Dar ce de ce și-a dat demisia Sile? Vasile Ionescu a fost director de la Termoproiect. În loc să lea cu 150, l-a luat cu 370. Dacă a fost prețul la bursă? Marius. Nu? Fui. Eu ți-am mai zis, ce vorbesc unii până aici, până în anumite zone să le vorbească. Fui spun adresorii câinilor care nu ascultă. Nu, Fui este furnizor de ultimă instanță. Noi am cumpărat de acolo pe octombrie, deși nu trebuia, și în loc să dăm 150 de lei per megawatt, am dat... 150 de euro, poate. De lei, am dat 370. Oh. Pum. Și următoarea achiziție de gaze, cine o va face? Păi au făcut-o, deja pe 150 de lei. Cine conduce acum Termoploieștiul? Nici eu nu mai știu. Că oricum mie deci mi se tu nu știi cine conduce Termoploieștiul? Păi nu am cum să știu, pentru că nu este... Păi și pe cine tragi la răspundere? Păi... Din Consiliul de Administrație am înțeles că și-a mai dat Ganea demisia. Ganea nu e în Consiliul de Administrație, este Naga. Naga, iartă-mă, da. Cine, deci nu știi cine conduce Termoploieștiul în clipa asta? Asta ai știre, da, pe cuvântul meu, donare, trebuia să o punem pe burdieră, da. În sfârșit, încă o dată, mulțumesc pentru participare, o oră și jumătate, oameni buni. Un sfârșit de an mai liniștit să decât modul în care au trecut aceste luni peste noi și peste ploieșteni și peste toată lumea. Și îți promit, Marius, uite, de față cu Marius, că ne plimbăm pe străduța asta așa, care... Maxim până aprilie. Nu, la ora la care te duci tu, crede-mă. Iartă-mă, scuză-mă. Nu mergem după amiaza ca să poți să te trezești și tu. Mai discutăm, mai negociem. Atât pentru astăzi, doamnelor și domnilor, atât pentru săptămâna asta. Noi ne vedem săptămâna viitoare. Intrăm ușor, ușor în ultima parte a acestui sezon al emisiunii A Patra Putere. Cred că mai tragem vreo 2 ani de zile până la alegerile locale, parlamentare și prezidențiale din 2024.
Și după aceea cred că ne vedem doar la eventual un șpriț prin oraș sau la un covric cald prin zona halor centrale și cam atât. Vă mulțumesc, toate cele bune, la revedere!